Dr. Florin. În continuare invit să vorbească secretarul Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, doamna doctor Svetlana Cebotari. Mulțumesc mult, domnule președinte, stimați membri Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Astăzi, în scopul susținerii tezei de doctorat, da, cu titulatura domnul Dacian Octavian, da, au fost prezentate următoarele documente. Declarația cu plinitudini, adeverința privind parcurgerea programului de doctorat, notificarea privind predarea tezei de doctorat, dispozițiile școlii doctorale cu privire la admiterea pentru evaluarea preliminară a tezei de doctorat, da, de asemenea, există procesele verbale ale comisiilor de doctorat prin care a fost aprobat acordul pentru înaintarea lucrărilor la susținerea publică cu aprobarea Consiliului Științific al Academiei Militare. Este prezent, de asemenea, acordul conducătorului științific și al Comisiei de Îndrumare privind admiterea pentru susținerea publică. La fel, la dosar a fost anexată cererea de formare a Comisiei de Doctorat, la fel este prezent și demersul. Mai sunt prezente în dosar procesul verbal, da, al ședinții Consiliului Științific din data de 6 octombrie 2021, este procesul verbal, da, al ședinții Consiliului Științific deja din data de 18 noiembrie 2021. De asemenea, este prezent procesul verbal cu privire la stabilirea datei susținerii publice a tezei de doctorat. Inclusiv la dosar au fost anexate informații privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Doctorat. La fel, la dosar a fost anexat avizul Consiliului Științific al Academiei Militare a Forțelor Armate privind admiterea pentru susținerea publică a tezei. A fost anexat extrasul din procesul verbal al ședinței Consiliului Științific de aprobare a Comisiei de Doctorat. Sunt prezente acordurile membrilor Comisiei de Doctorat, inclusiv lista organizațiilor pe adresa căreia au fost expediate autoreferatul tezei de doctorat. Sunt prezente la fel referatele de analize care au fost înaintate de către membrii Comisiei, da, de expertizare a tezei de doctorat, inclusiv rapoartele referenților oficiali. Este prezentă copia actului de identitate a candidatului și, de asemenea, avem în față teza și autoreferatul, sau mai corect, acum este rezumatul tezei în limba română, inclusiv traducerea sau versiunea în limba engleză, și cererea din partea doctorandului, adresată ANACEC-ului, pentru a fi plasată pe site-ul ANACEC lucrarea de doctorat. Domnule președinte, vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc, doamna secretar. În continuare, dau cuvântul doctorandului Octavian Dacian pentru a prezenta sinteza lucrărilor de sinteză. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte! Stimate domnul președinte Comisiei! Stimate doamna secretară Comisiei! Stimați membri ai Comisiei! Sunt colonel al rezervei Dacian și am onoarea să vă prezint teza de doctor cu titlu. Modalități de organizare și întrebuiențare a forțelor pentru operații speciale în război hibrid. Actualitatea temei și importanța cercetării se exprimă prin faptul că în mediul actual de securitate operațiile militare au un caracter întrunit și multinațional, iar acțiunile convenționale se îndepătrund cu cele neconvenționale și asimetrice. Din studiul unor documente de specialitate, rezultă faptul că în nou context geopolitic și geostrategic se acordă o atenție deosebită războiului de tip hibrid, care generează noi forme și metode de acțiuni, cu întrebuințarea pe scară largă a unei structuri noi de forțe și anume forțelor pentru operații speciale, în continuitate SOF. Forțele pentru operații speciale ocupă în mod tradițional un loc important în structura forțelor armate ale statelor moderne și joacă întotdeauna un rol semnificativ la confruntările militare în care s-au utilizat tactici și tehnici de luptă hibride, modalitățile de organizare și instituirea structurilor SOF dictate de actualul mediu de securitate internațional,
Schimbările radicale în ducerea acțiunilor de luptă și folosirea pe scară largă în teatru de operație a actorilor non-statali pentru a determina identificarea unor noi metode pentru îmbunătățirea instruirii structurilor SOF din cadrul Armatei Naționale a Republicii Moldova, atât sub aspect teoretic, dar mai ales al celui practic, pentru a fi în măsură să desfășoare cu succes întregul spectru de operații militare, atât în sistemul național, cât și în cadrul unor coaliții de forțe. Pentru realizarea scopului enunțat, au fost culturate următoarele sarcini. Contribuția la realizarea unei baze teoretice a cadrului conceptual existent cu privire la războiul hibrid. Identificarea amenințărilor și vulnerabilităților care pot genera conflicte de tip hibrid. Analiza structurilor SOF prin unele armate moderne ca instrument de răspuns la crize și amenințări la adresa securității naționale și internaționale. Determinarea și analiza principiilor de angajare în operația operatorilor SOF și misiunile acestora. Modul de aplicare a operatorilor SOF de către unele state, coaliții și alianțe de state în confruntarea cu adversarii care au utilizat în lupte tehnici și tactici de tip hibrid. Sintetizarea și implementarea lecțiilor învățate în Armata Națională a Republicii Moldova, ca urmare a experienței partenerilor săi, participanți la misiuni în teatru de operații. Formularea de propuneri și recomandări asupra modalității de organizare și întrebuințare a structurilor SOF în cadrul Armatei Naționale. Ipoteza tezei de doctor. Modificarea formelor și metodelor de ducere a operațiilor militare și creșterea rolului operațiilor speciale în tactica armatelor unor țări pentru soluționarea problemei în situații de criză și conflicte militare au dus la implementarea activă în prim plan a structurilor SOF, ceea ce ar fi necesar de implementat și în practica forțelor speciale din Armata Națională a Republicii Moldova. Statul moldovenesc are nevoie de o armată modernă cu un potențial militar puternic. Metodologia de cercetare folosită a inclus metoda empirică, metoda inducției și deducției, raționamentul logico-inductiv de tip istoric, analiza strategiilor, conceptelor, principiilor și teoriilor, precum și raționamentul logico-deductiv, pornind de la caracteristici general recunoscute, la identificarea caracteristicilor specifice, precum și metoda cognitiv-structurală, compararea diferențelor, prelucrarea informației, analize semantice și uneori de terminologie, optimalizarea concluziilor. Noutatea și originalitatea științifică rezidă în cercetarea analitico-comparativă privind noțiunile de război de generație nouă, care generează noi forme și metode de acțiuni și amenințări cu caracter militar, precum și riscurile asociate acestora. Acestea, la rândul său, pot afecta sistemul de securitate și apărare a Republicii Moldova prin posibilitatea întrebuințării ostile a forțelor militare și paramilitare ale regimului separatist de la Tiraspol, posibilitatea extinderii către frontiera Republicii Moldova a conflictului armat din Ucraina, posibilitatea atacurilor informaționale, cibernetice și teroriste, traficul ilicit de armament, migrația ilegală. Problema științifică importantă soluționată o constituie determinarea modalităților noi de organizare și perspectivelor de funcționalitate a forțelor speciale ale Armatei Naționale a Republicii Moldova prin prisma performanței și incertitudinii structurilor SOF din armatele moderne, în mediul contemporan al securității internaționale care pot servi drept considerente strategice pentru asigurarea politicii naționale de securitate și apărare Republicii Moldova. Semnificația teoretică a lucrării constă în elaborarea cadrului conceptual metodologic necesar, realizării investigațiilor științifice, raportat la realitățile în evoluție și la tendințele de dezvoltare a științei militare. Astfel, lucrarea poate constitui punct de reper în inițiativele de proiectele actuale de reformă a Armatei Naționale a Republicii Moldova. Construirea unor structuri SOF la nivelul Armatei Naționale fac utilă și chiar dezirabilă aprofundarea studiilor referitor la structurile SOF, atât la nivel național, cât și multinațional. Sub aspectul aplicativ, investigația s-a finalizat elaborarea unui model de structură a forțelor pentru operații speciale în Armata Națională a Republicii Moldova, un model de doctrină pentru întrebuințarea acestora și elaborarea unei programe pentru selectarea, instruirea și monitorizarea luptătorilor SOF. Materialele tezei
au importanță de ordin didactic, acestea pot fi utilizate la predarea cursurilor normative de specialitate desfășurate în Academia Militară a Forțelor Armate, în procesul de instruire a licențiaților, masteranților și doctoranților, în cadrul instituțiilor de învățământ superior. De asemenea, materialele tezei pot fi utilizate de marele stat major și angajații structurilor SOF ca suport pentru elaborarea doctrinei militare, a doctrinilor și regulamentelor ce reglamentează activitățile structurilor SOF Armatei Naționale. Teza este constituită din adnotări în limba română, engleză și rusă, lista abrevierilor utilizate în teză, introducere, 3 capitole, 13 paragrafe, concluzii generale și recomandări, bibliografie anexă, declarația privind asumarea răspunderei și CV-ul autorului. În capitolul 1, abordări conceptuale privind conceptul de tip hibrid, care este compus din 4 subcapitole, se realizează un studiu detaliat asupra materialelor științifice publicate în țară și peste hotare, dedicate problemelor privind conflictele de tip hibrid în nou context strategic și evaluarea impactului potențial al acestuia asupra instruirii Armatei Naționale. Analiza publicațiilor științifice în domeniu ne oferă o imagine de ansamblu asupra istoricului conceptului războiului hibrid în care este considerat o problemă globală la adresa securității naționale și internaționale. Evaluarea noțiunii de război hibrid, care a fost introdus în terminologie specifică teoriei conflictelor la începutul anilor 2000, a intrat în atenția publicului larg abia în 2014, odată cu izbucnirea crizei de securitate din sudul și estul Ucrainei. În Republica Moldova, preocuparea pentru fenomenul războiului hibrid este una reală, odată ce implicațiile sale negative, datorate prezenței conflictului transnistrian, corupției, spălării de bani, traficului de droguri, ființe umane și armament, dețin un rol semnificativ în dezvoltarea terorismului internațional. În viziunea noastră, amenințările hibride apar acolo unde amenințările convenționale, neregulate și asimetrice, se suprapun în timp și spațiu. Acțiunile de tip hibrid necesită schimbări în structurile forțelor armate și anume, desfășurarea operațiilor speciale, utilizarea forțelor pentru operații speciale ca instrument de răspuns la amenințările și crizele parvenite din punct de vedere structural, politic și militar. Operațiile speciale necesită metode de angajare, tactici, tehnici, echipamente și procedee unice. Aceste operații sunt desfășurate în mediul ostile, aspre și sensibil politic sau diplomatic, caracterizate de unul sau mai mulți factori limitate în timp, clandestine sau sub acoperire, de vizibilitate redusă cu sau prin forțe baștinașe, cu necesități sporite privind orientarea regională și expertiza culturală și un nivel ridicat de risc. Rolul forțelor pentru operații speciale este diversificat și poartă amprenta scopului preconizat pentru ele. Acestea problematica forțelor pentru operații speciale este una complexă atât din punct de vedere al constituirii acestora, cât mai ales de întrebuințarea lor în operațiile militare. Forțele pentru operații speciale, din punctul nostru de vedere, nu mai reprezintă un lux, un moft, ci o necesitate, o realitate a fenomenului militar contemporan. În unele armate considerate moderne, forțele pentru operații speciale, scenarii de întrebuințare a diferite confruntări militare, capabile să unități tradiționale a structurilor SOF, operații a vulnerabilităților și legitimitate. Un exemplu edificator de utilizare a formațiunilor statale de către stat, operații din teatru de lucru pe care ar putea fi obligate să le desfășoare. Central European, Sud-Est European, Răsăritean, spațiul nu este ca alianții Atlanticului din Nord, cât și spațiul de tranzit pentru resursele energetice din Asia, către Uniunea Europeană. Ne propunem să facem o analiză costuri-beneficii și să examinăm utilitatea unor structuri noi ale forțelor pentru operații vânzători de depăt, un proces care poate activa o capabilitate de conducerea întrunită sau conducerea întrunită sau combinată care abilității unităților. La nivel operațional, două companii pentru operații speciale, o companie parașutiști, companie de cercetare specială, o companie logistică, escadrila de helicoptere de luptă, transport. Din analiza efectuată asupra componentei, cu toată convingerea, propunem ca fiecare batalion să aibă în compunere 4 companii de luptă.
care la rândul său să includă 7 detașamente operaționale, o companie de asigurare logistică și o escadrilă de helicoptere de luptă transport. Din studiu efectuat în lucrarea asupra componentei detașamentului operațional din armatele țărilor cu tradiții, numărul operatorilor SOV variază de la 10 la 22 de luptători. Suntem de părere că detașamentul operațional național trebuie să fie format din 12 luptători, fiecare dintre ei deținând o funcție specifică, însă întreg personalul militar trebuie supus unei instruiri încrucișate. Reșind din faptul că teritoriul Republicii Moldova are o suprafață de 33.846 km², iar din punct de vedere strategic poate fi împărțit în două zone de acțiuni, zona de nord și zona de sud, propunem constituirea celor două batalioane, respectiv batalionul 1 Alfa, dislocat în zona de nord, raionul Rășcani, și batalionul 2 Bravo, dislocat în zona sud, raionul Cabul. La baza acestui raționament stă faptul că unul detașament operațional îi se încredințează drept zonă de responsabilitate și acțiune un raion cu suprafața de 600 km². Având în vedere că fiecare companie are un număr de 7 detașamente, iar la nivelul batalionului sunt 28 de detașamente operaționale, rezultă apariția celor din municipiul Chișinău. Acesta să-și desfășoare activitatea după modelul de program de selecție și instruire pe care îl vom prezenta în subcapitolul următor. Centrul de instruire ar trebui să-și dezvolte propriile facilități de instrucție în poligonul bazei de instruire Armate Naționale Bulbaca. Pe baza datelor furnizate, în prezenta lucrare, ce poate afirma fără riscul de a greși că componenta SOV va reprezenta un exercițiu și va mări capacitatea de acțiune în câmpul de științific este suficient de a fi considerat. Este modul de organizare și funcționare a SOV din Armatele Statelor Unite ale Americii și rolul operatorului. Se adresează instructorul din Centrul de Instruire al Recomandării. Studiul temei propuse pentru cercetare, modalități de organizare și întrebuințarea forțelor pentru operații speciale în război hibrid, a permis soluționarea problemei științifice înaintate spre susținere. În rezultatul cercetării efectuate au fost identificate unele concepte teoretice, prin intermediul cărora poate fi stabilită o înțelegere corectă a noțiunii de război hibrid, precum și este posibilă evaluarea impactului potențial al acestuia asupra securității naționale a Republicii Moldova și a instruirii Armatei Naționale. Soluționarea problemei științifice abordate este argumentată de caracterul inovator al lucrării prezentate, de semnificația teoretică și valoarea aplicativă a studiului realizat. Cercetarea teoretică realizată permite să identificăm și să analizăm caracteristicile, cerințele, principiile și misiunile structurilor SOV și impactul aplicării acestora asupra instruirii și pregătirii forțelor speciale din cadrul Armatei Naționale. Metodologia elaborată și aplicată în prezenta lucrare evidențiază semnificația sa teoretică în dezvoltarea studiilor strategice de securitate și apărare prin abordarea teoretico-conceptuală și analitico-aplicativă a analizei sistemice a caracteristicilor amenințărilor hibride din conflictele moderne. Analiza structurilor SOV armatelor țărilor dezvoltate și întrebuințarea acestora ca instrument de reacționare la așa tip de amenințări în contextul mediului de securitate actual. Identificarea principalelor lecții învățate din acțiunile militare cu caracter hibrid la care au participat operatorii SOV. Abordarea conceptuală bazată pe metodologie de cercetare a condus la concluzii referitor la rolul și importanța implementării componentei SOV în cadrul Armatei Naționale ca soluție viabilă de răspuns la amenințările hibride actuale. Valoarea aplicativă a lucrării rezidă din evaluarea specificului, manifestării și funcționalității modelului de structură a forțelor pentru operații speciale propus de a fi instituit în Armata Națională a Republicii Moldova. Rezultatele obținute au permis formularea următoarelor concluzii. 1. Din evaluarea riscurilor și amenințărilor convenționale, neconvenționale și asimetrice, rezultă un nou concept, denumit riscuri și amenințări de tip hibrid, care se manifestă în mediul operațional contemporan și presupun abordări complexe în plan informațional, decizional și acțional. Amenințările hibride constituie o provocare reală pentru Armata Națională a Republicii Moldova,
deoarece combină avantaje de utilizare în lupta mijloacelor și metodelor neconvenționale, devenind foarte greu de anticipat. 2. Mediul de securitate internațional actual poate fi caracterizat de trei fenomene ce se află în relații interdependente. Multipolaritatea, tehnologizarea și globalizarea. Dinamica schimbărilor parvenite în evoluția acestor fenomene influențează în mod direct perspectivele războiului de tip hibrid. Tendințele de evoluție a mediului de securitate a Republicii Moldova în următoarele decenii va fi caracterizat de o instabilitate la nivel global. Creșterea ponderii și importanței actorilor non-statali, diversificarea amenințărilor hibride și accelerarea competiției globale pentru posesia resurselor vitale. 3. În rezultatul analizei confruntărilor din Afganistan, Irak, Libia, Ucraina și Siria, războiul global declarat terorismului transfrontalier, în ansamblu, au scos la iveală necesitatea de a folosi în luptă împotriva mișcărilor insurgente Al-Qaeda, ISIS, un nou tip de forțe, mobile, bine instruite, echipate și în corespundere cu cerințele tehnologiilor moderne. Forțe pentru operații speciale. Aceste forțe reprezintă componenta specializată de intervenție oportună, discretă și precisă, pregătită să execute o gamă largă de misiuni, îndreptate împotriva unor obiective politice, militare, economice sau diplomatice ale adversarului. 4. În baza studierii forțelor pentru operații speciale, din armatele moderne am determinat precum că rolul acestora este diversificat și poartă amprenta scopului preconizat pentru ele. Structurile SOV pot fi utilizate pe timp de pace, tensiune, criză, pe timpul conflictului, războiului și în perioada post-conflictuală, după război. Acestea reprezintă un instrument de neprețuit în toată gama de acțiuni militare. 5. Modificarea formelor și metodelor de ducere a operațiilor militare și creșterea rolului operațiilor speciale în soluționarea diferendelor în situații de crize și conflicte militare de ultima generație au dus la implementarea activă spre desfășurarea acestora. Sub termen de operație specială se înțelege un complex de măsuri pentru utilizarea în luptă operatorilor SOF în asigurarea realizării intereselor țării sau a partenerilor acestora. 6. În rezultatul analizei detaliate a formelor și metodelor de întrebuințare a structurilor SOF de unele armate moderne, concluzionăm necesitatea de instituire a așa tip de structuri specializate în componenta armate naționale a Republicii Moldova, ca instrument de răspuns la riscurile, amenințările și vulnerabilitățile de natură politică, economică, socială și militară, capabile să pună în pericol siguranța cetățeanului și securitatea națională a Republicii Moldova, valorile și interesele sale ca stat independent, cu perfectarea actelor normative de întrebuințare acestora. 7. Capabilitățile și libertatea de acțiune la nivel strategic pe care structurile SOF le oferă unui stat sunt adecvate pentru a se adresa amenințărilor neregulate ce dezechilibrează situația de securitate actuală și cea anticipată pentru viitor la nivel regional și global. Principalele tendințe în crearea structurilor SOF sunt centralizarea forțelor cu crearea unei structuri organizatorice cu dreptul unui gen de forțe armate, genul de trupe, extinderea misiunilor la întreaga gamă de amenințări pe timp de pace, criză și timp de război, recrutarea exclusiv pe bază de voluntariat, diferențierea instruirii individuale și instruirii unităților, furnizarea celor mai moderne eșantioane de arme speciale, echipamente și tehnică militară. În temeiul studiului realizat și concluziilor deduse, care confirmă actualitatea și importanța problematicii și cercetării, propunem următoarele recomandări. 1. Structurile de guvernare a Republicii Moldova urmează să inițieze o analiză pentru a identifica reconfigurarea organismului militar al Armatei Naționale a Republicii Moldova pentru a face față conflictelor atipice, inclusiv unui război hibrid, cu atenție deosebită la dezvoltarea forțelor pentru operații speciale și operațiilor speciale în complexul măsurilor pentru asigurarea securității naționale. 2. Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul și Ministerul Apărării Republicii Moldova
să contribuie la modificările hotărârii numărul 69 din 23.11.2001 pentru aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale și a instituțiilor Ministerului Apărării. Și anume la capitolul Structura Generală Armatei Naționale prin introducerea componentei forțelor pentru operații speciale în această structură. 3. Ministerul Apărării a Republicii Moldova, în cooperare cu Marele Stat Major al Armatei Naționale, să desemneze în structura organizatorică a Armatei Naționale componenta forțelor pentru operații speciale cu structurile propuse până în anul 2029. 4. Ministerul Apărării a Republicii Moldova, în cooperare cu Marele Stat Major al Armatei Naționale, să înzestrieze structurile componentei forțelor pentru operații speciale din Armata Națională cu tehnică, armament și echipamente unice speciale, moderne, de ultimă generație, care esențial va ridica capacitatea de luptă a acestora în implementarea strategiei militare naționale a țării. 5. Ministerul Apărării Republicii Moldova, în cooperare cu Marele Stat Major al Armatei Naționale, să elaboreze acte normative ce ar putea să reglementeze activitățile structurilor componentei forțelor pentru operații speciale, noi formate în cadrul Armatei Naționale a Republicii Moldova, și anume o doctrină pentru întrebințarea forțelor pentru operații speciale și un manual de selecție și antrenarea candidaților pentru structurile SOV. Vă mulțumesc de atenție, sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumim doctorandului pentru ampla prezentare. Până când se mai odihnește puțin, invit membrii comisiei să adreseze întrebări doctorandului. Aș începe cu domnul doctor Cursan. Bună ziua, domnule președinte, onorată audiență, distinși membri ai comisiei, domnule conducător științific, domnule doctorand, mi-a plăcut prezentarea, o lucrare bună. Aș vrea să vă întreb pe doctorand, având în vedere că atunci când a început să redacteze lucrarea situația de securitate din zona Republicii Moldova era alta, dacă ar mai adăuga, ar modifica cu ceva propunerile pe care le face în finalul tezei de doctorat. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Următoarea întrebare adresată de către domnul Nicolaescu Constantin. Domnul general. Bună ziua tuturor. E o întrebare legată de studiul cazului anexării peninsulei Crimea. Vă rog în atenție faptul că ca parte, așa cum spuneați, cum menționat dumneavoastră, ca partea a prelucrării psihologice preliminare a populației, omuleții verzi au trecut la demolarea unor simboluri sovietice, ceea ce a generat într-o oarecare măsură o reacție violentă a populației relevante. Mai exact, s-au făcut auzite reacții cu privire la starea de insecuritate și au fost solicitate acțiuni pentru revenirea la starea de securitate anterioară. Și bineînțeles, ulterior, fraternizarea liderilor Marinei Ucrainei cu Marina Rusă vine într-o oarecare măsură în aceeași linie ca o reacție normală. Vreau să vă întreb, imediat după realizarea anexării Crimeei, dar mai ales acum, cum considerați că este privită această siguranță de către populația peninsulei? Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Urmează domnul Cârciumaru Florian. Aveți o întrebare pregătită? Bună ziua, domnule președinte! Am onoarea să vă salut domnilor, să rămână doamnelor și domnilor încă o dată. Stimați colegi din Academie, mă bucur să ne revedem în acest context legat de susținerea publică a domnului Dacin, a tezei cu titlul pe care l-a prezentat dumnealui. Îl felicit pe doctorantul pentru prezentarea realizată și pentru eforturile pe care le-a depus pentru a ajunge la acest nivel. Și aș avea o întrebare din teză, întrucât prima mea întrebare era legată puțin și apropiată de cea a domnului Bursan.
am să trec la cea de-a doua și este legată de cumva de anexele 2 și 5 din teză, referitoare la misiunile generale și potențialele noi misiuni pe care forțele pentru operații speciale ar putea să fie chemate să le îndeplinească, să răspundă. Vreau să mă refer la una dintre misiunile la care am făcut referire și în teză, dar la anexe în această situație, cele capitolul 2, 3 sau 2, 4, legate de misiunea de non-combatant evacuezi, evacuarea non-combatanților. După cum bine știm, aceasta este o misiune care face parte din misiunile NATO de non-Article 5, de răspuns la criză. Și vreau să vă întreb, pe lângă forțele regulate, armata, populație civilă de pe teritoriul Host Nation Support, de pe teritoriul de unde se evacuează non-combatanții, forțele speciale și alte tipuri de forțe participă. Dar mă interesează, cine conduce această operațiune? Ce minister conduce acest tip de operațiune? Cine este în charge, cum zicem noi, cu coordonarea, organizarea acestei acțiuni? Deci nu mă refer la execuție. Cine conduce această misiune? Dacă mă înțeles sau dacă sunt neclarități, vă rog să mă întrebați, domnul doctorand, vă rog. Cine conduce evacuarea? Deci cine organizează și ce minister este în responsabilitatea cărui minister cade această misiune? Mulțumesc pentru întrebare. Și eu mulțumesc și succes în continuare. Mulțumesc. O rog pe doamna doctor Cebotari. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. Deci, domnul doctorant, am și eu câteva întrebări, dar ținând cont de situația din regiune, mă interesează, Federația Rusă, da, în Ucraina, ea aplică o operațiune specială sau recurge la utilizarea războiului hibrid? 1. 2. Mă interesează care sunt cele mai relevante, da, lucrări la care dumneavoastră ați recurs și care stau la baza cercetării lucrării dumneavoastră, da? Ce lucrări ați examinat, așa, mai relevante? De asemenea, mă interesează la ce metode dumneavoastră ați recurs, da, în scopul elaborării cercetării dumneavoastră. Mersi mult pentru atenție. Mulțumesc. Domnul conducător de doctorat, domnul profesor Stancu. Stimați colegi, pentru că sunt auzit, eu nu am auzit foarte bine ce-au vorbit colegii dinaintea mea. Prin urmare, sunt pregătit cu mai multe întrebări, am tratat de una singură. Dacă din greșeală repet o întrebare pusă domnul coleg, vă rog să spuneți. Întrebarea mea vizează un aspect pe care noi l-am tot discutat pe timpul cercetării scientifice și întâlnirii tezei și este legată de înstrăstărarea vorbilor pentru operații speciale în varianta care noi am propus a fi elaborată de către statul moldovan, adică cele două batalioane despre care vorbeam noi. Și l-aș întreba pe doctorat următorul lucru. Dacă în lumina celor întâmplate în zilele acestea, chiar la granița Republicii Moldova, unde forțele pentru operații speciale ucrainiene reportează succes după succes și, practic, din punctul de vedere al foarte mulți analiști, sunt cei care mențin integritatea statală a Ucrainei, în lumina celor prezentate și chiar văzut care se întâmplă, credeți că ar trebui să mai interveniți în ceea ce privește dotarea structurilor pe care noi le-am propus. Și când mă refer la dotare, doctoratul Baica ai ce vreau să spun, era vorba de acel armament portabil de care noi vorbeam și de drone despre care am vorbit și care nu au fost atât de multe agriate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Vă rog să notați o întrebare și din partea mea. Ați expus în lucrarea dumneavoastră, de altfel foarte bine și amplu, diverse acțiuni ale forțelor de operații speciale, misiuni, organizări, dotări, etc. Totuși, în sinteză, câteva fraze, ați putea spune, pentru ce ați recomanda factorilor de decizie ca forțele pentru operații speciale să facă parte din forțele armate? Ca și categorie de forțe, am putea spune chiar una principală. Ce le recomandă în legătură cu alte forțe armate și care sunt rațiunile militare, economice, sociale?
Pot acestea înlocui alte forțe tradiționale? Mulțumesc pentru întrebare. Poftim? Vă mulțumesc pentru întrebare. Și eu mulțumesc. Până când doctorandul va pregăti răspunsul la aceste întrebări, vom trece la următoarea etapă, și anume prezentarea referatelor de către membrii comisiei. Pentru început, invit pe domnul Nicolaescu Constantin, referent oficial, doctor în științe militare, comandant al Brigăzii Multinaționale Sud-Est România, să-și prezinte referatul. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Felicitări încă o dată pentru deza pe care ați întocmit-o. Dați-mi voie ca domnul Dorel câteva minute să vă prezintă referatul întocmit de mine la teza de doctorat în artă militară cu titlul Modalități de organizare și întreprinzare a forțelor pentru operații speciale în războiul hibrid, elaborată de doctorandul Octavian Daci. Tematica tezei de doctorat este actuală și importantă pentru domeniul artei militare, întrucât abordează într-o manieră originală și realistă modalitățile de organizare și întreprinzare a structurilor de forțe pentru operații speciale ale Armatei Naționale a Republicii Moldova ca instrument de răspuns la crize și amenințări la adresa securității naționale și internaționale. Domeniul tezei se înscrie în preocupările întregii lumi, pentru că războiul hibrid a devenit arhetipul războiului modern. Iar istoria recentă a conflictelor militare a impus o schimbare importantă în genealogia acestui concept. Astfel, acesta a evoluat integrând o serie de moduri de acțiune, inclusiv la nivelul strategic, însă componenta primordială o constituie indiscutabil aspectul militar. Mediul de securitate internațional contemporan este plin de incertitudini cu amenințări complexe de natură hibridă, care necesită abordări conceptuale și tactice adaptate unui ansamblu de securitate supus unor modificări și evoluții continue. În acest context se impune necesitatea adaptării și consolidării capacității statelor de a-și asigura securitatea, de a contracara amenințările hibride și a crește nivelul de reziliență. Opțiunea pentru tema tezei de doctorat a fost argumentată de preocupările domnului Octavian Dacin cu privire la rolul esențial al forțelor pentru operații speciale în mediul de hibrid, în general, și utilizarea acestor structuri de forțe în tactica armatelor unor state, precum Republica Moldova, pentru soluționarea situațiilor de criză, respectiv conflictelor armate în particular. În procesul de elaborare a cercetării, autorul a apelat la utilizarea unui set de metode și tehnici care au permis realizarea studiului cu referire la noi modalități de organizare și perspectivele de funcționalitate a forțelor pentru operații speciale ale Armatei Naționale a Republicii Moldova. Astfel, în scopul efectuării studiului, autorul a recurs la utilizarea cercetării analitico-comparative privind noțiunile de război hibrid, noua formă de exprimare a conflictului de generație nouă, care generează noi forme și metode de acțiune, dar și amenințări cu caracter militar. De asemenea, aprofundarea studiului referitor la structurile SOF a condus la elaborarea unui model de structură a forțelor pentru operații speciale în cadrul Armatei Naționale, a unui model de doctrină pentru întreprinzarea acestora, precum și la elaborarea unei programe pentru selectarea, instruirea și monitorizarea lucrătorilor SOF. Teza de doctorat a domnului Octavian Dacin demonstrează un nivel ridicat al competențelor academice dobândite și de cercetare, candidatul reunind într-o sinteză teoretică și aplicativă concludentă o multitudine de aspecte privind modul de întreprinzare a structurilor SOF în conflictele recente, rolul și misiunile acestor structuri. Teza aduce o serie de contribuții teoretice și practice semnificative. Astfel, materialele tezei pot fi utilizate de marele stat major și personalul studiilor SOF ca suport pentru elaborarea doctrinei militare, a doctrinelor și regulamentelor ce reglementează activitățile SOF ale Armatei Naționale. Consider că meritul esențial al tezei este asigurat de caracterul său de originalitate, care este dat în primul rând de abordările și opiniile personale ale domnului doctorand, preocupat permanent de demersul său științific, să aibă consistență, credibilitate și, în mod deosebit, finalitate. Propunerile formulate și concluziile investigației științifice sunt argumentate și cu atât mai valoroase cu cât autorul prezentului studiu este un participant direct și avizat
activând pentru o perioadă de 15 ani în subdiviziunile specializate din cadrul Forțelor Armate ale Republicii Moldova. Teza de doctorat este structurată pe trei capitole, fiecare dintre acestea fiind dezvoltate în cadrul subcapitolului proprii. Este o structură logică și echilibrată, urmărind să evidențieze necesitatea și utilitatea problemelor tratate. Lucrarea conține 146 de pagini și un număr de anexe concludente și consistente care oferă detaliile necesare înțelegerii aspectelor abordate în teză, precum și o documentare generală suplimentară ce sporește valoarea științifică a acesteia. Sursele bibliografice utilizate includ importante lucrări de referință, autohtone și străine din domeniu și o serie de informații apărute în presă și pe internet. De asemenea, experiența proprie în domeniul abordat, precum și cea acumulată în cadrul activităților practice la care a participat, a fost benefică, în sensul că a fost creată o bună bază de documentare bine organizată și actualizată. Capitolul 1, abordări conceptuale privind conflictele de tip hibrid, a constituit un punct de plecare unde au fost analizate materialele științifice în domeniu publicate în țară și peste votare, care tratează problematica specifică războiului hibrid. În paragraful 1.1, considerații privind conceptul de conflict de tip hibrid, doctorantul și-a concentrat demersul de cercetare științifică pe prezentarea dimensiunii teoretice a războiului hibrid. Pentru a satisface exigența cercetării, doctorantul a studiat evoluția acestui concept, analizând în acest scop confruntările armate moderne în vederea identificării caracteristicilor și modului de manifestare a aspectelor hibride ale acestora. Paragraful 1.2, intitulat Operațiile speciale în contextul războiului hibrid, doctoratul s-a focusat pe delimitarea din punct de vedere doctrinar și conceptual a principiilor de angajare a forțelor de operații speciale în operațiile speciale, sarcinile specifice, precum și misiunile principale și colaterale. Paragraful 1.3, intitulat Organizarea forțelor pentru operații speciale din unele armate moderne, se evidențiază prin analiza structurilor SOF aparținând armatelor moderne, caracteristicile și modul de manifestare acestora în conflictele militare ale secolului 21. Totodată este prezentată și structura actuală a forțelor speciale ale Armatei Naționale, cu accent pe istoricul acesteia, procesul de instruire, precum și experiența în domeniul multinațional. Capitolul 2, scenarii de întrebunițare a forțelor pentru operații speciale în conflictele moderne, domnul doctorant a analizat locul și rolul pe care structurile SOF în evoluția confruntărilor militare în care au fost utilizate tactici și tehnici de luptă hibride. Totodată au fost identificate caracteristicile, cerințele, principiile și misiunile forțelor pentru operații speciale. Paragraful 2.1, scenarii de întrebunițare a forțelor pentru operații speciale în conflictele moderne. Aici a fost realizată cercetarea prin focalizarea pe analiza efectuată asupra conflictelor armate moderne, războiilor locale și a operațiilor antiteroriste, precum și a schimbărilor semnificative pe care le comportă metodele de utilizare a forțelor armate în general și a structurilor de operații speciale în special. Paragraful 2.2, intitulat Acțiunile forțelor pentru operații speciale în Ucraina, anexarea prinsului Crimea, este realizat cursul evenimentelor operației militare a Federației Ruse desfășurată în peninsula Crimea, privită ca o oportunitate a Kremlinului de a testa metodele de intervenție hibridă. În paragraful 2.3, intitulat Modalități noi de întrebunițare a forțelor pentru operații speciale, studiul aduce în prim plan rolul diversificat al forțelor pentru operații speciale în cadrul etapelor unui conflict militar și poziționează forțele pentru operații speciale în cadrul structurii forțelor armate, evidențiind o gamă largă de capacități pe care acestea le asigură Autorității Naționale de Comandă. Paragraful 2.4, intitulat Scenariu operativ tactic de întrebunițare a forțelor pentru operații speciale din Armata Națională, doctorandul a vizat întrebunițarea forțelor pentru operații speciale aparținând Armatei Naționale pentru executarea misiunilor strategice din perspectiva faptului că acestea reprezintă un instrument discret, eficient și oportun la dispoziția decidenților politico-militare. Capitolul 3, intitulat Modalități de utilizare a forțelor pentru operații speciale din Armata Națională, examinează utilitatea unor structuri noi ale forțelor pentru operații speciale ale Armatei Naționale în contextul desfășurării unui război de tip hibrid
și principiilor de angajare ale acestora în vederea reducerii operațiilor în acest tip de conflict. Paragraful 3.1, intitulat metodele noi de organizare a forțelor speciale din Armata Națională, sunt fixate principalele repere ce vizează transformarea și modelarea tendințelor forțelor pentru operații speciale la nivelul Armatei Naționale, atât în ceea ce privește organizarea, cât și a posibilităților de instruire. În paragraful 3.2, intitulat doctrina pentru întrebuințarea forțelor din Armata Națională, doctorandul propune un model de doctrină pentru întrebuințarea acestora, model ce are la bază doctrinele aparținând Statelor Unite ale Americii, respectiv României. În paragraful 3.3, intitulat modelul manualul de selecție și antrenare a candidaților pentru studiile forțelor pentru operații speciale proiect, doctorandul a elaborat un model de manual de selecție, antrenare și întrebuințare a acestor structuri necesar în procesul de selecție și pregătire a viitorilor luptători din forțele pentru operații speciale. Astfel, doctorandul consideră că se impune abordarea unei atenții deosebite dezvoltării acestor forțe în cadrul Armatei Naționale pentru a fi în măsură să execute întreg spectrul misiunilor încredințate, având ca scop asigurarea securității naționale a Republicii Moldova. Concluziile și propunerile care încheie teza vin să argumenteze temenicia unui temer științific care exprimă competență și apetență pentru cercetare a autorului. Teza de doctorat elaborată de domnul Octavian Dacin este o lucrare valoroasă de actualitate și de perspectivă în domeniul altei militare, constituind durată o contribuție însemnată pentru clarificarea teoretico-metodologică a necesității studierii spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare. Pe parcursul lucrării, doctorandul a făcut o analiză integrată a datelor și informațiilor rezultate din studiile bibliografice studiate și din experiența practică profesională. A utilizat în cadrul tezei o argumentație solidă pentru a susține un punct de vedere original privind preocupările întreprinse pe plan național și internațional a fenomenului studiat. Structura și conținutul lucrării sunt echilibrate, doctorandul reușind o elaborare științifică armonioasă în care scopurile și obiectivele fiecare direcție de cercetare a fost atinsă. Caracterul pronunțat explorator al lucrării, fundamentele conceptuale metodologice ale întregului demers științific și valoarea practică și aplicativă a soluțiilor propuse fiind să susțină afirmațiile de mai sus. Prin prezenta teză de doctorat, autorul a dorit să ofere auditorului o perspectivă realistă asupra influenței spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova. Importanța tezei de doctorat se remarcă prin faptul că integrează concepte, metodologii și instrumente de lucru, iar rezultatele acestui demers științific pot fi utilizate de marele stat major și angajații structurilor de operații speciale ca suport pentru elaborarea doctrinei militare, a doctrinelor și regulamentelor ce reglementează activitățile forțelor pentru operații speciale ale Armatei Naționale a Republicii Moldova. Lucrarea poate fi valorificată imediat în procesul de învățământ, în activitatea de pregătire a cadrelor din domeniul apărării naționale, precum și în procesul de elaborare a noilor reglementări care au tangență cu domeniul abordat. Astfel, apreciind aparatul științific care este unul complex și a bibliografiei extinsă utilizată în lucrare, notata științifică cât și originalitatea și profunzimea discursului științific al tezei de doctorat, modalități de organizare și întrebunițare a forțelor pentru operații speciale în războiul hibrid, elaborată de către domnul Octavian Dacin, consider că autorul merită să-i se acorde titlul științific de doctor în artă militară la specialitatea 581.01 artă militară. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul general, pentru raportul prezentat și aș ruga în continuare pe domnul Bârsan Constantin Marian, referent oficial. Domnule președinte, vreau să confirmați că mă aud bine ca să merg mai departe. Da, vă auzim. Cel puțin la mine se aude departe. Da. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri ai comisiei, distinsă audiență, domnule conducător științific, domnule doctorand, încă o dată felicitări pentru finalizarea tezei de doctorat și pentru parcurgerea tuturor pașilor și îndeplinirea condițiilor pentru susținerea publică a tezei. Am să dau citire referatului de specialitate. Teza de doctorat a domnului Octavian Dacin cu titlul Modalități de organizare și întrebuințare a forțelor pentru operații speciale în războiul hibrid, prezentată spre susținere la specialitatea 581.01 artă militară,
abordează o problemă extrem de actuală și de importantă, cu atât mai mult cu cât situația de securitate din regiune a cunoscut evoluții dramatice în ultima perioadă. Recenta invazie a Federației Ruse în Ucraina, cât și potențialul risc de extindere a conflictului, coroborat cu acțiunile zonei separatiste Transnistria, au demonstrat încă o dată că regiunea din care face parte și Republica Moldova este una extrem de tensionată, volatilă și predispusă conflictelor. Mai mult, aceste evenimente sunt de natură să pună în pericol însă și existența statului moldovean și să afecteze în mod decisiv procesul de funcționare normală a societății în ansamblu ei. În acest context de securitate, cu o regiune separatistă în care se găsesc dislocate forțele Federației Ruse, Republica Moldova trebuie să accelereze procesele de transformare a forțelor sale armate pentru a putea răspunde amenințărilor specifice războiului hibrid. Deși este încă devreme pentru a trage concluzii cu privire la desfășurarea conflictului din Ucraina, putem observa rolul important pe care ambele părți implicate îl acordă forțelor pentru operații speciale. Ca și multiplicator de forță, dar ca și structuri ce pot lovi obiective de importanță operativ-strategică. Concomitent, așa cum se observă din desfășurarea conflictelor armate, forțele pentru operații speciale pot juca un rol foarte important în pregătirea populației, a forțelor de apărare a teritoriului, pentru a opune rezistența armată unei forțe invadatoare sau de ocupație mult superioară din punct de vedere al efectivelor și a echipamentului. În contextul celor prezentate mai sus, domeniul tezei este mai actual decât oricând, iar teza de doctorat analizată prezintă importanță atât din punct de vedere științific, cât și din punct de vedere aplicativ-practic. Opțiunea pentru tema tezei de doctorat a fost argumentată de preocupările domnului Octavian Dacin de studierea domeniului operațiilor speciale, preocupări coroborate cu experiența profesională în astfel de structuri din Armata Națională a Republicii Moldova. În procesul de redactare a lucrării, autorul a întrebuințat o gamă largă de metode și tehnici de cercetare științifică care au permis tratarea cât mai detaliată a problematicii abordate. Doctorandul a recurs la utilizarea și îmbinarea metodelor teoretice și empirice de valență interdisciplinară, ceea ce i-a permis realizarea unui studiu detaliat, complet și relevant în ceea ce privește locul și rolul forțelor pentru operații speciale în securitatea Republicii Moldova. Mai mult, utilizarea și combinarea metodelor ca metoda analizei sintezei, metoda exemplificării, metoda istorică, metoda analizei critice, metoda comparativă, metoda cantitativă, analogică, de simulare a acțiunilor militare, au permis o abordare extrem de detaliată a aspectelor legate de forțe pentru operații speciale, mai precis, organizarea, pregătirea și întrebuințarea operației acestora cu particularitățile specifice ale situației din Republica Moldova. Apreciez efortul deosebit de documentare, atât din surse bibliografice occidentale, cât și din sursele deschise din limba rusă. Autorul reușește să realizeze conexiuni între elementele studiate pentru a oferi o imagine cât mai fidelă și mai completă a situației într-un mediu de securitate volatil și impredictiv. Teza se remarcă printr-un caracter pronunțat de originalitate, care este dat de contribuția personală a doctorandului, demonstrând astfel preocupare pentru ca demersul său științific să fie consistent și credibil. Lucrarea este elaborată într-o manieră logică și coerentă. Aceasta este structurată pe trei capitole, o introducere și concluzii. De asemenea, lucrarea beneficiază de o bibliografie generoasă și de o serie de anexe care susțin și exemplifică aspectele prezentate în cadrul lucrării. În conformitate cu direcțiile de cercetare stabilite, în cadrul primului capitol intitulat Abordări conceptuale privind război de tip hibrid, autorul realizează o analiză detaliată a conceptului de război hibrid, precum și a locului și rolului forțelor pentru operații speciale în acest tip de război. În acest sens, acesta folosește o bază bibliografică generoasă și surprinde principalele abordări ale acestor concepte, atât în literatura de specialitate din Occident, cât și în literatura scrisă în limba română. Primul capitol este dezvoltat în cadrul a patru subcapitole. Astfel, în primul subcapitol, intitulat Considerații privind conceptul de conflict de tip hibrid, autorul analizează evoluția conceptului de război hibrid, precum și a impactului pe care acesta îl poate avea asupra Armatei Naționale a Republicii Moldova. În acest context, autorul surprinde corect faptul că în cadrul războiului hibrid, acțiunile convenționale și cele neconvenționale se întrepătrund și completează într-un mod concertat pentru a exploata la maxim vulnerabilitățile adversarului. Aceste acțiuni pot fi derulate atât de actori statali, cât și de actori non-statali, precum și de o combinație a acestora. De asemenea, doctorandul prezintă și importanța analizează o serie de consultări armate în cadrul cărora s-au întrebuițat tactici, tehnici și proceduri specifice războiului de tip hibrid,
și concluzionează că specificul războiului hibrid rezidă în scopul acestuia, respectiv câștigarea sprijinului populației atât din statul propriu cât și din cadrul comunității internaționale. Cel de-al doilea subcapitol, intitulat Operațiile speciale în contextul războiului hibrid, autorul analizează într-o manieră logică, coerentă și detaliată operațiile speciale. În cadrul analizei, doctoratul scoate în evidență caracteristicile distincte ale acestora, și anume întrebuințarea de tactici, tehnici și proceduri distincte de cele folosite de forțele convenționale, de către structuri selecționate, organizate, dotate și instruite pentru îndeplinirea obiective militare, economice și informaționale de importanță operativ-strategică. De asemenea, autorul analizează principalele misiuni specifice forțelor pentru operații speciale, respectiv cercetarea specială, acțiunile directe și asistența militară, precum și a principalelor misiuni complementare la acestora. În al treilea subcapitol, intitulat Organizarea forțelor pentru operații speciale din Uniunea Armate Moderne, sunt prezentate mai multe modele de organizare a forțelor pentru operații speciale din Uniunea Armate, care au structuri de operații speciale bine organizate și cu experiență de luptă. Autorul analizează modul de organizare acestor structuri în alte armate pentru a încheia subcapitolul cu o prezentare a forțelor speciale ale Republicii Moldova. Acesta concluzionează că singura unitate de forțe speciale a Republicii Moldova reprezintă o structură insuficientă pentru a acoperi întreg teritoriul țării, precum și întreaga gamă de misiuni specifice unei astfel de structuri. În concluziile primului capitol, autorul subliniază tendințele de evoluție ale războiului modern, care va continua să combine amenințări și agresiuni multiple în domenii diferite ale societății, cu scopul de a exploata la maxim vulnerabilitățile adversarului. Pentru înțelegerea conceptului, se recomandă o abordare mai atentă și mai aplicată acestuia de către lumea academică din Republica Moldova, ceea ce ar permite și adaptarea structurii de forțe la amenințările asimetrice specifice războiului. Cel de-al doilea capitol, scenarii de întrebuințare a forțelor pentru operații speciale în conflictele moderne, abordează folosirea structurilor de operații speciale în războaiele contemporane. În primul subcapitol, scenarii de întrebuințare a forțelor pentru operații speciale în conflictele moderne, atenția este concentrată asupra analizei modului de întrebuințare a forțelor pentru operații speciale în conflictele contemporane. În acest sens, autorul folosește pe larg exemplificarea și prezintă concluziile sumare specifice fiecărui exemplu prezentat. Conform celor prezentate în lucrare, doctorandul argumentează că în conflictele viitoare, forțele pentru operații speciale vor fi folosite pentru executarea unor acțiuni de tip hibrid, care sunt și vor deveni o constantă a confruntărilor armate. Sub capitolul 2, acțiunile forțelor pentru operații speciale în Ucraina, anexarea peninsulei Crimeea, prezintă o excelentă analiză a evenimentelor care au dus la anexarea peninsulei Crimeea de către forțele armate ale Federației Ruse. Autorul evidențiază cu preponderență acțiune de tip hibrid care au asigurat condițiile preluării aproape fără rezistență a peninsulei. Acțiunile binecunoscuților deja omuleți verzi sau ale oamenilor politicoși care au apărut în perioada premergătoare invaziei și au luat sub control obiective cheie din Crimeea, combinate cu o campanie informațională agresivă și bine țintită a Federației Ruse, menită să influențeze populația civilă, au reprezentat elementul esențial al acestei invazii. În final, autorul susține că, deși nu au fost făcute publice prea multe informații, rolul forțelor pentru operații speciale ale Federației Ruse în această campanie a fost unul decisiv. Sub capitolul 3, modalități noi de întrebuințare a forțelor pentru operații speciale, prezintă în detaliu caracteristice, misiune și rolul pe care le îndeplinesc forțele pentru operații speciale. Așa cum reiese din material, forțele pentru operații speciale sunt structuri de valoare mică, cu grad ridicat de autonomie operațională, având în componență operatori policalificați și pregătiți și în alte domenii decât cele specifice mediului militar, care îndeplinesc misiuni cu grad ridicat de risc, adeseori în medii ostile, în afara liniilor convenționale de sprijin pentru îndeplinirea unor obiective de interes operativ strategic din domeniile politic, militar, economic, informațional. Având în vedere tendința de evoluție a conflictelor armate, autorul apreciază corect că rolul forțelor pentru operații speciale va crește, iar misiunile pe care aceste structuri le vor îndeplini vor reprezenta o combinație între acțiunile clasice, militare și cele neconvenționale. Sub capitolul 4, scenariu operativ tactic de întrebuințare a forțelor pentru operații speciale din Armata Națională, prezintă un scenariu extrem de detaliat de întrebuințare a forțelor pentru operații speciale a Republicii Moldova într-o operație. Deși este vorba despre un scenariu fictiv, autorul introduce detalii care surprind cu exactitate realitatea geostrategică din zona în care se află Republica Moldova. De asemenea, acesta propune un mod de întrebuințare corect din punct de vedere doctrinar a forțelor pentru operații speciale și pune accent pe rolul acestora de multiplicator de forță prin intermediul misiunilor de asistență militară combinate cu acțiuni neconvenționale. Capitolul al treilea, intitulat Modalități noi de utilizare a forțelor pentru operații speciale din Armata Națională, prezintă propuneri concrete pentru reorganizarea și pregătirea
Forțelor pentru Operații Speciale a Republicii Moldova. De asemenea, autorul propune și un nou model de cadru normativ doctrinar care să corespundă atât noilor tendințe din mediul de securitate, cât și modalităților propuse de reorganizare a Forțelor pentru Operații Speciale. Doctorandul argumentează că printr-o investiție minimă, Republica Moldova ar putea avea structuri de forțe pentru operații speciale adaptate noilor tendințe și care să poată fi proiectate rapid și eficace pe întreg teritoriul național. În acest mod, cu un efort minim, s-ar realiza o schimbare fundamentală care ar avea drept efect îmbunătățirea securității naționale a Moldovei. În primul subcapitol, modele noi de organizare a forțelor speciale din Armata Națională, doctorandul propune înființarea unor structuri de conducere luptătoare și de pregătire care să asigure întregul ciclu de comandă, control, întrebuințare în luptă și generarea, regenerarea forțelor pentru operații speciale din Armata Națională. Propunerile sunt detaliate, corect și sunt argumentate cu date, statistici și exemple concrete. Apreciez că structura de forțe propuse corespunde intereselor și situației din regiunea în care se află Republica Moldova și ar putea asigura decidenților politico-militare un instrument capabil să contracareze riscurile și amenințările la adresa securității naționale. În cel de-al doilea subcapitol, doctrina pentru întrebuințarea forțelor pentru operații speciale în Armata Națională a Republicii Moldova, proiect, doctorandul prezintă o propunere de doctrină a forțelor pentru operații speciale. Aceasta este adaptată atât propunerii de reorganizare a structurii de forțe, cât și noilor riscuri și amenințări la adresa securității Republicii Moldova. Doctrina propusă este elaborată judicios, corect și detaliat, astfel încât să reglementeze organizarea, dotarea și întrebuințarea în lupta a forțelor pentru operații speciale. Ea evidențiază caracteristicile forțelor pentru operații speciale, misiunile specifice, dar și limitările acestor structuri, aspect foarte important atunci când se analizează întrebuințarea forțelor pentru operații speciale. Doctrina pune accent pe flexibilitatea structurilor forțelor pentru operații speciale, caracterul întrunit al operațiilor și interoperabilitatea acestor structuri cu celelalte structuri de forțe din Armata Națională, dar și a statelor cu care acestea colaborează. În cel de-al treilea subcapitol, manual de selecție și antrenare a candidaților pentru structurile SOFT proiect, doctorandul propune modalități noi, fundamentate științific și argumentate, dar și interesante, de recrutare, testare și pregătire a operatorilor care vor încadra structurile de operații speciale. Acestea sunt prezentate într-o manieră logică și extrem de detaliată, care acoperă întreaga gamă de specialități în care este necesară pregătirea operatorilor forțelor pentru operații speciale. Concluziile și propuneri prezentate în finalul tezei de doctorat au un pronunțat caracter de noutate și vin să susțină temenicia și valoarea demersului științific al doctorandului. Mai mult, acestea reprezintă expresia atenției pentru detalii, competenței și aplicării spre cercetarea doctorandului. Teza de doctorat elaborată de către domnul Octavian Dacin este o lucrare științifică valoroasă, actuală și cu un pronunțat caracter practic. În domeniul artei militare, aceasta contribuind la completarea cadrului teoretic în ceea ce privește războiul de tip hibrid. De asemenea, teza propune măsuri simple, concrete și detaliate pentru reorganizarea, pregătirea și întrebuințarea în lupta a forțelor pentru operații speciale ale Republicii Moldova, măsuri menite să adapteze acest tip de structură la evoluția amenințărilor din mediul actual de securitate. Evoluția conflictelor armate din Ucraina, cât și potențialul risc de deteriorare a situației în acest context, fac din actuala teză de doctorat o lucrare științifică de maximă actualitate. Pe întreg parcursul tezei, doctoratul a realizat o analiză detaliată și aprofundată a datelor și informațiilor din sursele bibliografice studiate, completând toate acestea cu rezultatele dobândite în activitatea profesională. A rezultat astfel o teză bine redactată, argumentată solid și care prezintă un punct de vedere original de soluționare a problemei de reorganizare și adaptare a forțelor pentru operații speciale din Republica Moldova pentru contracararea noilor riscuri și amenințări la adresa securității naționale. Structura și conținutul lucrării sunt elaborate într-un mod echilibrat și susțin armonios atingerea scopului, a obiectivelor și a direcțiilor de cercetare propuse. Caracterul de noutate a lucrării, fundamentele conceptual-metodologice ale demersului științific și valoarea practică aplicativă a soluțiilor propuse vin să susțină afirmațiile de mai sus. Prin această teză, doctorandul reușește să ofere auditorului o perspectivă realistă, simplă și actuală de îmbunătățirea activității forțelor pentru operații speciale din Republica Moldova. Importanța tezei de doctorat se remarcă prin faptul că aceasta întrebuințează concepte clasice, specifice forțelor pentru operații speciale, adaptate la specificul situației Republicii Moldova, pentru a propune un set de recomandări care presupune eforturi minime pentru implementare, dar care odată implementate ar aduce beneficii strategice însemnate. Lucrarea poate fi valorificată imediat în procesul de elaborare a noilor reglementări, de recrutare, selecție și pregătire a operatorilor din domeniul forțelor pentru operații speciale din Republica Moldova.
Având în vedere cele prezentate, apreciez că teza de doctorat, modalități de organizare și întrebuințare a forțelor pentru operații speciale în războiul hibrid, elaborată de domnul Octavian Dacin, corespunde exigențelor unui astfel de demers științific, are un caracter pronunțat de noutate și propune soluții originale și corect fundamentate de reorganizare, pregătire și întrebuințare în operația forțelor pentru operații speciale din Republica Moldova, care să ducă la îmbunătățirea răspunsului la noile riscuri și amenințări la adresa securității naționale. În consecință, apreciez că autorului merită să îi se acorde titlul științific de doctor în artă militară la specialitatea 581.01 artă militară. Domnule președinte, am terminat, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Am ascultat referatele celor doi specialiști în forțe speciale pentru operații speciale, comandanți și fost comandanți. Acum aș ruga să-și prezinte referatul și reprezentantul Universității Naționale de Apărare Carol I, domnul dr. Cârciumaru Florian. Bună ziua, am onoarea să vă salut, domnule președinte, domnule general, stimați colegi, încă o dată, sărămâinile tuturor membrilor din audiență. În primul rând, aș vrea să-mi confirmați dacă mă aud, dacă sunt auzit, pentru că eu am niște probleme la... Bun, vă mulțumesc, am văzut pe doamna Svetlana, îmi mulțumesc, doamna, sărămâinile. Așadar, stimați colegi, domnule președinte, am ajuns și la această ultimă etapă pentru doctorat care... cu vădite emoții, pe, așa cum am văzut la început, și-a prezentat teza în condiții foarte bune. Vă rog să-mi permiteți ca în următoarele circa 10 minute să prezint punctul de vedere referitor la referatul cu privire la teza cu titlul Modalități de organizare și întrebuințare a forțelor pentru operații speciale război hibrid, realizată de către doctorand Octavian Dacin. Vreau să precizez, așa cum a spus și dumneavoastră, că nu sunt un specialist, dar comunitatea academică are preocupări multiple pentru analizarea și dezvoltarea acestui subiect. Așadar, războiul hibrid, așa cum este definit și analizat în lucrările de specialitate de către analiștii militari și civili, are multe fațete de manifestare și desfășurare, necesitând o gamă variată de forțe și mijloace, resurse materiale, umane, financiare, informaționale și de orice altă natură. De asemenea, în limbajul comandanților și specialiștilor militari, precum și mass media, iar în ultima perioadă de timp și în limbajul politicienilor, întâlnim din ce în ce mai des referiri la această categorie de militari cu pregătire de excepție, deosebită, multilaterală și multimodală, care necesită o pregătire fizică și psihică excepțională, respectiv forțele pentru operații speciale. De altfel, în ultima perioadă suntem martorii unor evenimente politico-militare cu o amploare, manifestare și viteză de desfășurare nemai întâlnite, fiind executate în sfera neconvenționalului, întrepătrându-se cu alte forme de manifestare, ceea ce în prezent le denumim ca conflicte și războaie hibride, cu implicarea unor categorii diversificate de reactori, una dintre acestea fiind aceste forțe pentru operații speciale, cu misiuni speciale, chirurgicale, de al căror efect și eficacitate în atingerea și îndeplinirea obiectivelor operative și strategice, uneori depinde viitorul unei campanii militare, soarta unui război sau chiar viitorul unei națiuni, iar istoria stă martoră la aceste evenimente și oferă multe exemple de acest fel. Și doar un mic exemplu, operațiile de evacuare a non-combatanților, operațiile de extracție și evacuare și de altă și alte tipuri de operații. Nu întâmplător am făcut această scurtă introducere, tocmai pentru a scoate în relief actualitatea și importanța tezei de depurat cu subiectul mai sus menționat și anterior precizat, pentru domeniul artei militare, în acest geopolitic actual, cu desfășurare de evenimente politico-militare dramatice în vecinătatea granițelor noastre și cu implicații deosebite pentru securitatea regională și globală. În completare, putem aminti faptul că acțiunile militare moderne își manifestă caracterul de operații întrunite, multinaționale, internaționale, de tip alianță sau coaliție, guvernate de reguli și principii viabile, dovedite și dovedite de-a lungul istoriei moderne. Cu toate acestea, sunt dese situații se întrepătrund sau confruntă cu manifestări asimetrice, atipice,
caracterizate de lipsa unor reguli generate de legile războiului, acțiuni subversive sau de orice altă natură, cu participanți necunoscuți, neatribuiți și nerecunoscuți de națiunea de care aparțin sau care de care au fost trimiși în luptă, ceea ce face foarte dificil distingerea acestora de combatanți ilegali, neputându-li se atribui niciun statut oficial în raport cu acțiunile militare. Așadar, lucrarea de față analizează într-o concepție realistă, actuală, personală și unitară, ca și complexitatea abordării, problematica utilizării forțelor pentru operații speciale denumite în continuare FOS, cu prezentarea principalelor elemente cu caracter de generalitate, dar și particularitățile specifice între țării acestora, în special în combaterea amenințărilor hibride cu diverse forme de manifestare sau a conflictelor și războiilor hibride. În procesul de elaborare a cercetării, am constatat că autorul a apelat la utilizarea unui set de metode și tehnici ce au permis realizarea cu succes a studiului privind întrebuințarea FOS în războiul hibrid, recurgând la utilizarea și combinarea metodelor teoretice și empirice de natură interdisciplinară, la utilizarea de metode, de asemenea unor metode precum metoda analitică, istorică, comparativă, inclusiv metodele și modele instituționale, behavioriste, metode webografice, ceea ce și cea studiului documentat, a documentelor istorice, fapt ce a permis elaborarea unei lucrări de amploare foarte bine organizate și argumentate științific. Experiența și preocupările în domeniu ale autorului, calitățile didactice și de cercetare i-au permis să continue utilizarea metodelor și formelor consacrate de cercetare științifică, observația și analiza domeniului, raționamentul logic de tip istoric, analiza strategiilor, conceptelor, principiilor și a teoriilor, identificarea caracteristicilor specifice deduse, metoda structurală, cognitiv-structurală, compararea diferențelor, prelucrarea informațiilor oferite de istorie, analize semantice și uneori de terminologie, organizarea concluziilor și așa mai departe, au permis de asemenea elaborarea unui scenariu de nivel operativ privind întrebuințarea FOS, dar și o variantă de reorganizare a FOS în Republica Moldova. Caracterul de originalitate al lucrării așadar este oferit de documentare, opiniile și analizele personale ale autorului, care oferă consistență și credibilitate și prin soluțiile și propunerile realizate și oferite decidenților politico-militari. Conform cerințelor naționale, teza de doctorat este structurată pe 3 capitole, fiecare dintre acestea fiind dezvoltată în cadrul subcapitelelor proprii. Este o structură logică și echilibrată, urmărind evidențierea necesității și utilității problemelor tratate. Lucrarea conține 132 de pagini și un număr de 27 de anexe foarte detaliată, necesare înțelegerii aspectelor abordate în teză, în partea teoretică, precum și o documentare generală suplimentară ce mărește valoarea științifică a lucrării. Sursele bibliografice utilizate includ importante lucrări de referință autohtone și străine din domeniu și o serie de informații apărute în presă și pe internet, de asemenea, nu în ultimul rând, lucrări în limba engleză și în limba rusă, de asemenea, publice. De asemenea, experiența proprie în domeniul abordat a autorului, precum și cea acumulată în cadrul activităților didactice sau practice la care a participat, a fost benefică în sensul că a creat o bună bază de documentare bine organizată și actualizată, care s-a suprapus cu fundamentul teoretico-științific. Autorul a reușit să analizeze într-o manieră personală, consolidată, de un puternic și bogat aparat bibliografic și să construiască un demers științific de valoare cu aplicabilitate teoretică și practică pentru forțele și acțiunile militare ale vremurilor moderne în care trăim. Capitolul 1, intitulat Abordări conceptuale privind conflictele de tip hibrid, autorul analizează teoretic fenomenul războiului hibrid, oferind exemple istoriografice de evoluție și manifestarea acestui concept, reflectarea acestuia în anumite doctrine moderne de tip alianță precum NATO sau naționale, cea britanică în speță, dar și viziunea unor specialiști și analiști militari și experți în domeniu. Conform autorului, aprofundarea analizei conflictelor militare din ultima perioadă
ne permite să tragem concluzia că dezvoltarea componentei soft este îndreptată spre îmbunătățirea continuă a posibilităților de integrare a acțiunilor acestora cu toate tipurile de forțe armate, lucru dovedit, așa cum spuneam, de dezvoltările în materie de doctrine, tactice și tehnici și proceduri, în strânsă corelație cu dezvoltarea tehnologică, fără de care succesul acțiunilor militare nu ar fi posibil. În subcapitolul 1.1, considerații privind conceptul de conflict de tip hibrid, autorul prezintă analiza terminologică a trinomului administrare conflict-război hibrid, cu exemplificarea istorică a evoluției conceptului, accepțiunea acestui concept în viziunea unor state sau organizații, astfel autorul enunțând că în documentele programatice britanice se menționează că elementele caracterizează noțiunea de conflict hibrid, violență, terorism, insurgență, criminalitate generalizată și dezordine la scară largă, convergența tacticilor, tehnicilor și tehnologiilor adversarilor, se adaptează rapid pentru a obține avantaj și influență, inclusiv prin mijloace eficiente de tipul celor economice, financiare, legale și diplomatice. Autorul concluzionează acestui capitol prin afirmația referitoare la preocupările reale privind studiul războiului hibrid în Republica Moldova, datorită prezenței multor factori perturbatori și acceleratori la adresa securității naționale și regionale, datorită prezenței conflictului transnistrean, a corupției, spălării banilor și alte tipuri de factori, aceste preocupări fiind materializate în special în instituțiile statului, centre de cercetare și alte instituții specializate. Subcapitolul 1.2 cu titlul Operațiile speciale în contextul războiului hibrid este dedicat prezentării detaliate a caracteristicilor, misiunilor, definițiilor specifice ale operațiilor speciale în abordări naționale sau ale unor organizații internaționale de securitate și specialiști de renume în domeniu. Pentru realizarea acestei analize, autorul a luat în considerare un vast material bibliografic ce a contribuit la clarificarea acestor aspecte. În subcapitolul 1.3, Organizarea forțelor pentru operații speciale din unele armate moderne, autorul prezintă detaliat și comparativ abordările naționale ale unor state cu experiență în întrebuițarea fost, precum Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Israel, dar și abordarea Federației Ruse și nu în ultimul rând are Republicii Moldova. Și aici aș vrea să fac o precizare și să-l felicit pe doctorat, pentru că a ales mai multe abordări, în special state NATO, parteneri sau chiar și Republica Moldova și Elveția, state cu statut neutru. Autorul concluzionează capitolul 1 cu niște afirmații personale referitoare la Armata Națională a Republicii Moldova, precum existența, și întărește acest lucru, existența necesității de identificare a unor noi metode pentru îmbunătățirea instruirii soft în cadrul Armatei Naționale, atât sub aspectul retic, dar mai ales al celui practic, pentru a fi în măsură să desfășoare cu succes întregul spectru de operații militare, atât în sistem național, cât și în cadrul unor coaliții sau parteneri, în cadrul unor coaliții de forțe sau de parteneriat. Capitolul 2, denumit scenarii de întrebuițare a forțelor pentru operații speciale în conflictele moderne, cercetarea științifică propriu-zisă a lucrării și contribuția autorului este esențială. Bineînțeles că aici se vede și cu lucrarea de aproape a doctorandului, cu îndrumătorul pe această problematică, dar și îndrumările specialiștilor pe domeniu. Astfel că aceste contribuții esențiale la dezvoltarea artei militare din punct de vedere teoretico și practico-aplicativ pe linie academică, didactică, în vederea punerii în practică și a validării de către structura de comandă și de forțe din Republica Moldova, este foarte evidentă. Subcapitolul 2.1. Scenarii de întrebuițare a forțelor pentru operații speciale. Analiza prezentată are la bază cercetarea realizată având ca subiectele conflicte din epoca modernă, respectiv Libia, Pakistan, peninsula Crimea sau Siria, pe timpul desfășurării acestora, forțele de operații speciale având un rol determinant. Și este, bineînțeles, și este prezentat acolo. Sub capitolul următor, acțiunile fost în Ucraina, anexarea peninsulei Crimea, autorul prezintă detaliat
și foarte pertinent analiza evenimentelor din peninsula Crimea din 2014, care au adus în atenția întregii omeniri, în special a organizațiilor de securitate, abordarea de către Federația Rusă a unui fenomen nou prin utilizarea de omuleți verzi, între ghilimele fiind spus, este vorba despre luptători foști ai Federației Ruse, în Crimea, toate aceste evenimente având ca și consecință anexarea peninsulei și acestea au fost deja evaluate din diferite puncte de vedere și prezentate ca și lecții învățate pentru armatele moderne. Paragraful 2.3, modalități noi de întrebuințare a forțelor pentru operații speciale, autorul prezintă pe lângă gama largă de misiuni clasice privind întrebuințarea FOS și cele complementare acțiunilor militare pentru ducerea războiului, informațional, psihologic, efectuare cercetări speciale, asistență umanitară, dezvoltarea unei noi metode de confruntare, etc. Nu am să intru în detaliu cu toate celelalte, pentru că ele deja, în mare măsură, au fost prezentate de antevorbitorii mei. În scenariul 2.4, scenariu operativ tactic de întrebuițare a forțelor pentru operații speciale din Armata Națională, doctoratul propune un scenariu fictiv, dar foarte actual în raport cu evenimentele desfășurate în această perioadă, privind întrebuițarea forțelor la nivelul Armatei Naționale într-un potențial conflict pe teritoriul național. Una dintre concluziile capitolului 2 prezentate de către autor face referire la faptul că această categorie de forțe trebuie luată foarte serios în considerare de către decidenții politico-militari din Republica Moldova prin stabilirea naturii, cantității și a calității, atât a modului de întrebuințare reală într-un spațiu și într-un interval de timp determinat, cât și metode de dezvoltare și îmbunătățire a acestor forțe, dotare, pregătire și așa mai departe. Capitolul 3. Modalități de noi de utilizare a forțelor pentru operații speciale din Armata Națională. Autorul își propune să analizeze modelele noi de organizare și întrebuințare a forțelor pentru forțelor speciale din Armata Națională și să prezinte cu argumente o variantă proprie a ceea ce ar trebui să reprezinte FOS în cadrul Armatei Naționale a Republicii Moldova, având la bază toată această analiză prezentată anterior, dar și efectele evenimentelor petrecute în ultimul an, întărite de asemenea și consolidate de experiența didactică și practică a autorului. 3.1. Metode noi de organizare a forțelor speciale din Armata Națională. În acest context, autorul afirmă că politicile Republicii Moldova în domeniul asigurării securității naționale au la bază evoluțiile amenințărilor existente și posibile pentru securitatea țării și propune realizarea unei analize costuri-beneficii cu examinarea utilității unor structuri noi ale FOS pentru conștientizarea de către decidenții politico-militari, de ce sau ce înseamnă să ai o unitate mică de soft, foarte bine antrenată, foarte bine pregătită, un nivel corespunzător și ridicat de deprinderi, capacități și experiență, de ce aceste mici structuri sunt preferate unei forțe mult mai mari, astfel încât o asemenea capabilitate să necesite un procent relativ minor din totalul costurilor pentru apărare. Deci, analiză cost-beneficii. Sub capitolul 3.2, doctrina pentru întrebuințarea FOS din Armata Națională a Republicii Moldova, se prezintă decidenților politico-militare ai Republicii Moldova un model de doctrină pentru întrebuințarea FOS naționale. În cele patru capitole propuse ale doctrinei, modelul de doctrină atinge principalele cerințe și standarde naționale unui asemenea document pentru a fi promovat și aprobat la nivel național. Sub capitolul 3.3, manualul de selecție și antrenare a candidaților pentru structuri FOS, proiect, prezintă detaliat o variantă a unui manual de selecție care are în vedere toate componentele urmărite pentru selecția în vederea pregătirii și încadrării viitorilor operatori FOS, evidențind și necesitatea de a fi avut o pregătire temeinică anterioară selecție. Și în acest capitol am văzut foarte bine detaliate și structurate aceste cerințe și necesități.
Astfel, Văcunagu consideră că se impune în continuare creșterea și menținerea standardelor în procesul de selecție și de antrenare a viitorilor operatori și pe parcursul anului propune chiar și discipline noi și standarde de îndeplinit în cadrul fiecarei discipline în specifici. Concluzii generale și recomandări în această secvență, autorul reiterează necesitatea de instituirea unei astfel de componente de forțe specializate în structura Armatei Naționale a Republicii Moldova ca instrument de răspuns la riscurile, amenințările și vulnerabilitățile de natură politică, economică, socială și militară, capabile să pună în pericol siguranța cetățeanului și securitatea națională a Republicii Moldova, valorile și interesele sale ca stat independent, cu perfectarea și îmbunătățirea actelor normative de întrebuințare a acestor capacități de forțe. Succesiunea celor 27 de anexe are rolul de a prezenta detaliat anumite aspecte pe care autorul a considerat și le-a necesare pentru consolidarea argumentelor teoretice din cuprins către cititori. Stimați participanți la această ședință publică, consider că lucrarea de față a răspuns în totalitate și a permis soluționarea problemei științifice prezentate la începutul acestui demers științific și am în vedere aproximativ 6 ani când doctorandul a început acest demers. În rezultatul cercetării științifice, autorul a identificat anumite concepte teoretice prin intermediul cărora poate fi stabilit o înțelegere corectă a noțiunii de război hibrid, precum și posibilă evaluare a impactului potențial al acestuia asupra securității naționale a Republicii Moldova și a instruirii Armatei Naționale de asemenea. Soluționarea problemei științifice abordate este argumentată de caracter inovator al lucrării prezentate, semnificația teoretică și valoarea aplicativă a studiului realizat. Importanța tezei de doctorat se remarcă prin faptul că integrează anumite concepte, metodologii și instrumente de lucru ce pot fi luate în considerare atât de partea academică din cadrul statului major al apărării, respectiv de Academia Militară, dar și de decidenții politico-militar la nivelul Armatei Naționale. Lucrarea poate fi valorificată în procesul de elaborare a noilor reglementări și referințe cu referire la domeniul abordat, în proces de învățământ, precum și în activitatea de pregătire a cadrelor și operatorilor din domeniul apărării și securității naționale. În concluzie, luând în considerare și apreciind aparatul științific, care este unul complex, bibliografia extinsă utilizată în lucrare, noutatea științifică, originalitatea și importanța, profunzimea analizei științifice, a tezei de doctorat, modalități de organizare și întrebuințarea forțelor pentru operații speciale în război hibrid, elaborată de doctorandul Octavian Daci, la specialitatea 581-01 artă militară, consider și propun acordarea doctorandului a titlului științific de doctor în științe politice, în științe militare, la specialitatea 581-01 artă militară. Vă mulțumesc și îi urez continuare succes doctorandului. Mulțumesc și eu. Experiența dumneavoastră în ceea ce privește cercetarea, învățământul, și-a spus cuvântul în referatul prezentat și practic a completat, dacă putem spune așa, expertiza comisiei. În continuare, aș ruga doctorandul să răspundă la întrebările adresate către referenți. Da, vă mulțumesc pentru arme care pot apela în condiții obligației conducerii superioare de a apela la elemente sigure de reușită în acțiuni în cele mai riscante. Vă mulțumesc! Discuții legate de tema întrebărilor adresate.
dacă nu sunt, invit conducătorul științific să ia cuvântul. Profesor Stancu, ne auziți? Da, da. Sper că mă auziți și dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sărbătoare mâine, doamna secretar. Vă salut cu drag, stimații membri ai comisiei. Salut în același timp auditoriul. Înainte de a da citire referatului meu, cu permisiunea dumneavoastră am să fac un scurt comentariu. E normal, sunt în aceeași barcă cu doctorandul. Succesul lui este și succesul meu, succesul lui mi-l asum și eu. În urmare, acest comentariu se referă la faptul că personal sunt mândru de teza cu care ne prezentăm astăzi în fața comisiei, pentru că ea corespunde viziunii mele de teză de doctorat. Și viziunea mea se referă la două lucruri extrem de importante. Unu, în teză ar trebui să previzionăm. Și doi, teza să aibă o finalitate. Atât timp când nu are o finalitate, cât nu mai rămâne ceva concret, rămâne o simplă cercetare fată. Iată că doctorandul ăsta prezintă fața dumneavoastră cu o previziune, pentru că acum 6 ani nu știam ce se va întâmpla în Ucraina. Acum 6 ani, când s-a gândit scenariul, și trebuie să recunosc că scenariul pe care îl propune doctorandul în capitolul 3, este rezultatul unui vrem și dormi. Practic, noi ne-am cam certat vis-a-vis de cum ar trebui să arate scenariul. Apreciez încăpățânarea lui de a menține și uite că a avut dreptate, pentru că, așa cum l-a gândit el, proporția de 90% este extrem de posibil a se întâmpla astăzi. Iar de punct de vedere al finalității, vreau să vă spun că propunem astăzi o structură flexibilă și puțin mărită a forțelor pentru operații speciale ale Republicii Moldova, propunem o doctrină de întrebuițare a acestora și, nu în ultimul rând, un manual de selecție și antrenare a operatorilor FOS. Până urmare, obiectivele noastre, eu zic, au fost atinse. Și aici este și caracterul absolut de noutate al tezei. Și acum dați-mi voie să vă prezint referatul meu. Tematica tezei de doctorat este actuală și importantă în domeniul artei militare, deoarece abordează într-o manieră originală și realistă fenomenul războiului hibrid, precum și modalitățile de întrebuințare a forțelor pentru operații speciale în cadrul acestuia. Ceea ce se întâmplă astăzi, la granițele Republicii Moldova, reclamă o regândire și o nouă abordare a fenomenului atât de complex numit război, atât din punct de vedere al operațiilor militare, dar mai ales al opțiunilor politico-militare. Domeniul trebuie să scrie preocupările întregii lumi și ale fiecărui stat în parte, întrucât un nou mediu internațional de securitate după reconfigurarea politică și strategică a lumii, care se confruntă cel puțin două tendințe considerate câteodată ireconciliabile, câteodată complementare, cea a globalizării și cea a fragmentării, aproape toate conceptele și realitățile se reconstruiesc după arhitecturi holostice, fractale sau chiar bizare. În aceste condiții, are loc un proces destul de complicat de reconstruire și reconsolidare a entităților între o arhitectură de rețea și o realitate excesiv fragmentată, impregnată și măcinată de decalaje tehnologice, economice și informaționale, de probleme nesoluționate, de prejudecăți și chiar de fantasme ale istoriei. Procesul de definire și consolidare a entităților naționale și politice, deci statale, singurele care se pot integra într-o entitate de entități, într-o alianță sau într-o uniune, așa cum este Uniunea Europeană, încă nu s-a încheiat. De aceea, presiunea globalizării poate produce anumite zone insecuritate, mai ales insecuritatea populației. Opțiunea pentru teza doctorat a fost argumentată de preocupările domnului Octavian Dacin cu privire la importanța deosebită a analizei luptei armate, precum și a rolului forțelor pentru operații speciale în dinamica acestora. Să nu uităm că forțele pentru operații speciale ale Ucrainei au devenit principala linie de apărare împotriva agresiunii ruse printr-o combinație de tactici de gherilă, apărare elastică și contraatac. Drept urmare, forțele pentru operații ucrainiene au ajuns atât de performante încât au respins forțe mecanizate ruse care au încercat să avanseze sub orbitele Kievului, provocându-le mari pierderi. Apoi, operatorii fost ucrainieni s-au angajat în operații în spatele liniilor inamice pentru a ataca lanțul logistic, inclusiv convoaiele de aprovizionare și avanposturile ruse.
În procesul de elaborare a cercetării, autorul apela la utilizarea unui set de metode și tehnici care au permis realizarea studiului cu referire la esența, caracteristicile și modul de manifestare a războiului hibrid. Astfel, în scopul efectuării cercetării, autorul a recurs la utilizarea și combinarea metodelor teoretice și empirice de natură interdisciplinară, care au permis elaborarea unui studiu complex, complet și relevant, în ceea ce privește posibilele manifestări ale războiului hibrid pe teritoriul Republicii Moldova, cercetând și oferind soluții mai mult decât pertinente pentru contracarare. De asemenea, utilizarea metodelor ca metoda empirică, metoda inducției și deducției, logico-inductiv de tip istoric, analiza strategiilor, a conceptelor, a principiilor și teoriilor, precum și relaționamentul logico-deductiv, precum și metoda cognitiv-structurală, relucarea informațiilor, analize semnate și unor tehnologie, optimizarea concluziilor, au permis elaborarea unui scenariu operativ tactic de întrebunitare a forțelor pentru operații, dar și o variantă de reorganizare a forțelor pentru operații speciale ale Republicii Moldova. Sunt remarcabile ampla documentarea autorului lucrării, capacitatea sa deosebită de a face conexiuni între elemente care aparent nu au relație evidentă de interconexionalitate, și dexteritatea de a replasa într-un cadru amplu, care să ofere o imagine de ansamblu a contextului în care acestea se produc într-un mediu de securitate tot mai fluid și predictibil. Consider că meritul esențial al tezei este asigurat de caracterul său de originalitate, care este dat în primul rând de abordările și opiniile personale ale domnului doctorat, preocupat permanent ca demersul său științific să aibă consistență, credibilitate și, în mod deosebit, finalitate. Iar finalitatea este pe deplin justificată prin modelele excepționale pe care le oferă decidentului politico-militar spre analiză și decizie. Meritul incontestabil al autorului este acela că, prin tema tezei de doctorat aleasă, cercetată și propusă spre validare, a reușit să prevadă în urmă cu aproximativ 6 ani, ceea ce astăzi se întâmplă la granițele Republicii Moldova și să preteze pentru opțiunea dezvoltării FOS ca forță credibilă și polivalentă. Situația de astăzi nu mai acredită dreptate, dar îl și califică drept un vizionar. Teza de doctorat este structurată pe 3 capitole, fiecare dintre acestea fiind dezvoltată în cadrul subcapitolelor proprii. Este o structură logică și echilibrată, urmărind să evidențieze necesitatea și utilitatea problemelor tratate. Lucrarea conține 146 de pagini și un număr de 27 de anexe concludente și consistente, care oferă detalii necesare înțelegerea aspectelor abordate în teză, precum și o documentare generală suplimentară ce mărește valoarea științifică a acesteia. Sursele bibliografice utilizate includ importante lucrări de referință, autohtone și străine din domeniu și o serie de informații apărute în presă și pe internet. De asemenea, experiența proprie în domeniul abordat, precum și cea acumulată în cadrul activităților practice la care a participat, a fost benefică în sensul că a fost creată o bună bază de documentare bine organizată și actualizată. În capitolul 1, intitulat Abordări conceptuale privind conflictele de tip hibrid, doctorandul este preocupat să definească foarte clar termenii cheie ai tezei, atât din punct de vedere al analiștilor militari occidental, cât și din cel al celor răsăriteni. Totodată, s-a analizat și prezentat în detaliu structura de forțe pentru operații speciale în unele armate cu tradiție și experiență în domeniu. În paragraful 1.1, intitulat Considerații privind conceptul de conflict de tip hibrid, doctoratul își concentrează analiza pe elucidarea paradigmelor privind evoluția războiului hibrid, respectiv definiția și obiectul său de studiu. De altfel, se poate constata o trecere în revistă cronologică a principalelor lucrări de specialitate și concepții care tratează în detaliu noțiunea de război hibrid. În paragraful 1.2, intitulat Operațiile speciale în contextul războiului hibrid, doctoratul este focusat pe elucidarea paradigmelor privind locul, rolul și ponderea operațiilor speciale în cadrul războiului hibrid. Doctoratul a analizat un vast material biografic și a constatat, în cadrul acestui subcapitol, faptul că misiunile ce caracterizează operațiile speciale variază de la acțiuni unilaterale de mică amploare până la activități întunite multinaționale pe scară largă. Operațiile speciale sunt materializate în îndeplinirea misiunilor de bază de către lucrătorii SOF în întreg spectrul conflictului. În paragraful 1.3, intitulat Organizarea forțelor pentru operații speciale în Uniunea Armate Moderne, se evidențiază faptul că forțele pentru operații speciale nu mai reprezintă un lux, un moft, ci o legislație, o realitate a fenomenului militar contemporan. În această ordine de idei, ne prezintă organizarea și structura forțelor pentru operații speciale în Uniunea Armate pe care le consideră avansate din perspectiva dotării și experienței întâmplării acestora în situații de ciocniri directe și crize din cadrul conflictului armate moderne. Doctoratul încheie primul capitol al tezii cu prezentarea forțelor speciale din Republica Moldova. De altfel,
Întreaga lucrare este lăs nesesizabilă grijă deosebită pentru acuratețea și nuanțarea conceptelor, pentru ca analiza și considerațiile de ordin personal să fie cât mai fidele. În capitolul 2, scenarii de întrebuițare a forțelor pentru operații speciale în conflictele moderne, domnul doctorean începe cu adevărat cercetarea științifică, iar din acest moment putem afirma că, rând pe rând, într-o ordine logică sunt prezentate piesele de rezistență a arteții. În paragraful 2.1, instrua scenarii de întrebuițare a forțelor pentru operații speciale în conflictele moderne, cercetarea se focalizează pe studiul cel mai importante conflicte contemporane, în care forțele pentru operații speciale au jucat un rol esențial. Sunt prezentate războiul civil în Libia, 2011, operațiunea Neptun Strident pentru lichidarea teroristului Osama Bin Laden din Pakistan, mai 2011, operațiile forțelor pentru operații speciale Rusiei și din peninsula Crimea, în februarie-martie 2014, acțiunile din Siria. În paragraful 2.2, intitulat acțiunile forțelor pentru operații speciale în Ucraina, anexarea peninsulei Crimea, sunt analizate cronologic evenimentele care au dus la anexarea peninsulei Crimea de către Federația Rusă. În acest context, Lugan scoate în evidență rolul jucat de așa zis și omulez Vex în operațiile desfășurate în Crimea, omulez care nu erau altceva decât operator fost. În paragraful 2.3, intitulat modalități noi de întrebuițare a forțelor pentru operații speciale, plecând de la remarca din subcapitolul anterior, doctoratul afirmă că forțele pentru operații speciale, la momentul actual, reprezintă un instrument operațional și decisiv în rezolvarea diverselor probleme în toate colțurile lumii, nu numai prin utilizarea armamentului pentru lichidarea fizică a obiectivului sau țintei, ci și pentru ducerea războiului informațional psihologic, efectuarea cercetării speciale, asistenței militare și dezvoltării unor noi metode de confruntare. Afirmația este fundamentată prin analiza principiilor care stau la baza constituirii structurilor forțe, și anume flexibilitate, mobilitate, viteză de reacție, forță de lovire, conspirativitate și legitimitate. În paragraful 2.4, intitulat scenariu operativ tactic de întrebuițare a forțelor pentru operații speciale de armata națională, doctoratul propune un scenariu fictiv, dar extrem de actual și îmi permis să afirm, ținând cont că a fost gândit în urmă cu 6 ani, vizionar, privind întrebuințarea forțelor pentru operații speciale de armata națională într-un conflict pe teritoriul național. Consider că scenariul este foarte bine gândit și poate fi jucat cu succes pentru antrenarea planificatorilor FOS. Capitolul se încheie cu o secvență alocată concluziilor care sunt pertinente. Capitolul 3, intitulat modalități noi de utilizare a forțelor pentru operații speciale de armata națională, din perspectiva mea, piesa de rezistență a tezei de doctorat, ne aduce în atenție noi modele de organizare și întrebuițare a forțelor speciale de armata națională și prezintă cu argumente o variantă proprie a ceea ce ar trebui să însemne forțele pentru operații speciale naționale. În paragraful 3.1, intitulat noi modele de organizare a forțelor speciale de armata națională, studiul este dedicat modelului optim de structuri FOS necesare Republicii Moldova. Doctorandul analizează 3 modele, modelul american, cel britanic și un model oarecum hibrid, toate analizate din punct de vedere a structurilor de comandă, operative și de pregătire. Finalitatea o reprezintă varianta propusă, proprie propusă, care vizează o structură de comandament, componentă națională pentru operații speciale, 2 batalioane pentru operații speciale și un centru de instruire al luptătorilor pentru operații speciale. Fiecare structură propusă este analizată și fundamentată științific. Mai mult, componenta operativă este suplă și de reală actualitate. În paragraful 3.2, intitulat Doctrina pentru întrebuițarea forțelor pentru operații speciale din Armata Națională a Republicii Moldova, se prezintă decidenților politico-militare ale Republicii Moldova un model de doctrină pentru întrebuițarea forțelor pentru operații speciale naționale. În cele 4 capitole propuse, modelul de doctrină atinge principalele cerințe și standarde necesare unui asemenea document. În paragraful 3.3, intitulat Manualul de selecție și antrenare a candidaților pentru structurile SOF, sunt deschise și analizate standarde care trebuie să stea la baza selecției și antrenării operatorilor SOF. Astfel, doctorandul consideră că se impune creșterea standardelor de selecție și de antrenare a viitorilor operatori și, pe parcursul manualului, propune discipline noi și standarde de îndeplinit în cadrul fiecăruia. Concluziile și propunerile care încheie teza vin să argumenteze terminicia unui demers științific care este expresiv privind competența și apetența pentru cercetarea autorului. Personal, recomand ca lucrarea în întregimea sa să fie adusă la cunoștința factorului decizie politico-militară. Teza de doctorat elaborată de domnul Octavian Daci este o lucrare valoroasă, de actualitate și de perspectivă, în domeniul științei militare, constituind totodată o contribuție semnată pentru clarificarea teoretico-metodologică a necesității regândirii și reorganizării forțelor pentru operații speciale în Armata Republicii Moldova.
Pe parcursul lucrării, doctorat a făcut o analiză integrată a datelor și informațiilor rezultate de sursele bibliografice studiate și din vastă experiență practică profesională. A utilizat în cadrul tezei o argumentație solidă pentru a susține un punct de vedere original privind fenomenul studiat. Structura și conținutul lucrării sunt echilibrate, doctorandul reușind o elaborare științifică armonioasă în care scopurile și obiectivele fiecărei direcții de cercetare au fost atinse. Caracterul pronunțat de exploatarea lucrării, fundamentele conceptuale metodice ale întregului de mers științific și valoarea practică și aplicativă a soluțiilor propuse vin să susțină afirmațiile de mai sus. Prin prezentarea de doctorat, autorul a dorit să ofere auditorului o perspectivă realistă asupra conflictelor hibride, precum și a rolului și locului structurilor FOS în cadrul acestor. Importanța tezei se remarcă prin faptul că integrează concepte, metodologii și instrumente de lucru care pot fi utilizate imediat de către conducerea Republicii Moldova în ceea ce numim arhitectura de securitate națională. Lucrarea poate fi valorificată imediat în procesul de elaborare a noilor reglementări care au tangență cu domeniul, în procesul de învățământ, precum și în activitatea de pregătire a cadrelor din domeniul apărării naționale. Astfel, apreciind aparatul științific, care este unul complex, și a bibliografiei extinse utilizată în lucrare, noutatea științifică absolută, deși originalitatea și profunzimea discursului științific a tezei de doctorat, modalitățile de organizare și întreprințare a forțelor pentru operații speciale în război hibrid, elaborată de domnul Octavian Dacin, consider că autorul merită să-i se acorde titlul științific de doctor în științe militare la specialitatea 581.01 artă militară. Domnule președinte, acesta este referatul meu pe care l-am semnat și l-am datat cu data de astăzi. Aș mai dori, cu permisiunea dumneavoastră, să prezint membrilor comisiei, dar și auditorului, câteva repere din CV-ul doctorandului. Domnul Dacin Octavian s-a născut în data de 9 iunie 1969 în localitatea Bahmut, Călăraș, Republica Moldova. Ca studii, a absolvit școala medie numărul 1 din orașul Călăraș, tehnicumul electromecanic, un liceu de specialitate în municipiul Chișinău, în perioada 84-88. În perioada 88-92 a urmat școala superioară militară de desant aerian din orașul Reazan, Federația Rusă, specialitatea comandant trupe de desant aerian și a primit gradul de locotenent. A urmat în perioada 2014-2015 studiile superioare ciclu 2 de master la Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun și a început în anul 2016 și să sperăm că va termina astăzi studiile superioare ciclu 2 de doctorat tot la Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, specialitatea științe militare, specialitatea artă militară, așa cum se mai devreme. Din experiența profesională a domnului Dacin, vreau să prezint tuturor membrilor comisiei și distinșilor auditoriu, câteva repere. În perioada 1992-97, domnul Dacin a activat la batalionul destinație specială Fulgea de Armata Națională, ocupând funcții de comand pluton, comand companie și locțitor al comandantului unității. Perioada 1997-2003 a activat la serviciul protecție și pază de stat din municipiul Chișinău, Republica Moldova. Funcția pe care a deținut-o a fost și ea de șef de secție. Aici a promovat în gradul de major locotenent comandant respectiv colonel. Din 2012 până prezent are funcția de lector universitar la Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun din municipiul Chișinău. Ca stagii și de instruire și pregătire, în plus față de cele pe care le-am prezentat, în perioada iunie 97-iulie 97 a participat la un curs aplicație internațională pentru menținerea păcii în localitatea Alexandria, Louisiana, Statele Unite ale Americii. În ianuarie 1998 a participat la un curs de prevenționare la Academia de Poliție din Ankara, Turcia. În iunie 2000 a participat la un curs Diplomatic Security Service care s-a ținut în municipiul Chișinău, Republica Moldova. Și în final, în ianuarie-martie 2016, un curs de
perfecționare în domeniul securitate și apărare naturală la Academia Forțelor Armate Alexandru cel Bun. Domnul Dacin a publicat o serie de articole și comunicări științifice atât în reviste de specializate din Republica Moldova, cât și din străinătate, inclusiv la București, în, la toate conferințele pe care Universitatea Națională de Apărare le-a ținut și nu numai Universitatea Națională de Apărare, inclusiv în Strategie 21, o conferință științifică internațională sub egida CSSAS de la Universitatea Națională de Apărare. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul profesor! În continuare, va prezenta secretarul Comisiei, doamna dr. Svetlana Cebutari. Domnul profesor, specializat onorată asistență, da? Cu permisiunea dumneavoastră, eu am să punctez doar unele momente care, dacă s-ar fi ținut cont de acestea, probabil că lucrarea ar fi avut un grad mai înalt științific. Am lucrat cu mare atenție întreaga lucrare, deoarece titulatura acesteia mi arată că este un subiect, da, destul de actual, cu atât mai mult că suntem prezenți la evenimentele care au loc în regiune. Dar ca sugestie, vreau să zic că lucrarea ar fi avut un caracter în capitolul 1, da, care este dedicat și care trebuie conform care dumneavoastră o analizați. Și eu lucrul ăsta puteți, la fel este absent acest compartiment, care este la fel un punct, dacă ar fi obiecție, da, am analizat foarte atent, pentru că este o temă care produce și emoțiilor pentru operații. Dacă analizăm textul lucrării, vedem că de la pagina 89 până. De asemenea, dacă să mă axez asupra asta, cercele mai multe din internet, cantitatea surselor găsită și în manual, dar nu este redată importanța și originalitatea temei, deoarece în opinia experților de la etapele anterioare era scris și nu era absolut, adică se axează asupra unor lucrări existente și noutatea și originalitatea temei nu a adus absolut nimic nou. De asemenea, ipoteza de cercetare, conform opiniei comisiei, domnul descrie cercetările predecesorilor la acest capitol, autorul face referință la, și le descrie, dar nu are o atitudine critică. De asemenea, o altă recomandare care a fost înaintată doctorandului era ca abordările și riscurile de tip hibrid să fie substanțial descrise în noutatea științifică a problemei. În noutatea științifică, problema conceptului la fel nu era regăsită. Dacă abordările și riscurile reale sau potențiale, lucrul acesta ar fi adus și ar fi și în cadrul Consiliului Științific, la fel se recomanda doctorandului să dezvolte abordări aparte și riscuri aparte. Rezumatul poate deveni bun în urma unei intervenții științifice cu precizări științifice de rigoare și atunci teza va avea o altă greutate. De asemenea, orandul trebuia să facă o analiză și a forțelor speciale, da, a țărilor comparabile cum este Republica Moldova sau cel puțin a țărilor neutre, de exemplu Irlanda sau Elveția, deoarece propriile teze pe care le înaintează. De asemenea, s-a recomandat ca să fie cu mult mai atent doctorandul în unele aprecieri pe care le înaintează în lucrare. De exemplu, la pagina analizată din punct de vedere al evoluției și caliștilor domeniului curse, umane, material și umane, material și financiare, scurt, a informațional de securitate este actuală și privind organizarea și întrebunițarea acționărilor cerințe impuse de amenințările actuale temporare, îndeosebi și alții. Speciale variază de la sunt materiale. Anexarea peninsulei Crimeea, destinată analizei din punct de vedere cronologic a evenimentelor care au dus la anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă, fiind scos în evidență rolul și poate acei omulezi verzi în operațiile desfășurate în Crimeea, luptătorii considerați de numeroși specialiști ca fiind operatori fost. Capitolul 2.3 din titulat modalități noi de întrebuințare a forțelor pentru operații speciale. Plecând de la remarca din subtitlul anterior, doctorandul afirmă că fost la momentul actual
reprezintă un instrument operațional și decisiv în rezolvarea diferitelor probleme de la nivel global, utilizând nu numai un armament letal pentru lichidarea fizică a obiectivului țintă și de cel neconvențional pentru ducerea războiului informațional, efectuarea cercetării speciale, asistenței militare și dezvoltarea unor noi metode de confruntare. Autorul se bazează în această afirmație pe analiza principiilor care stau la baza constituirii structurilor FOS, discreție, manevrabilitate, flexibilitate, mobilitate, viteză de reacție și forță de lovire, conspirativitate și legitimitate. Paragraful 2.4, intitulat Scenariu operativ tactic de întrebuințarea forțelor pentru operații speciale de armata națională. Doctorul realizează un scenariu fictiv pentru întrebuințarea FOS din Armata Națională într-un conflict pe teritoriul național. Sunt identificate și evaluate aspecte prin FOS ce pot fi folosite cu succes în antrenarea planificatorilor militari. În finalul capitolului, un loc aparte cu identificarea, definirea concluziilor referitoare la FOS în contextul amenințărilor contemporane, poziții geografice ale statului, potențialul demografic și economic în corelație cu progresul tehnologiilor militare. Autorul în capitolul al treilea, denumit modalități noi de utilizare a forțelor pentru operații speciale din Armata Națională, a examinat și sintetizat aplicarea conceptelor teoretice și metodologice, modele noi privind organizarea și întrebuințarea forțelor speciale în Armata Națională. Acest capitol reprezintă demersul științific prin care autorul a prezentat problematica structurii de forțe speciale a apărării naționale, a estimat mijloace și materialele militare necesare, reprezentând cu argumente o variantă proprie a ceea ce trebuie să însemne forțele pentru operații speciale naționale. Paragraful 3.1, modelele noi de organizare a forțelor speciale din Armata Națională, dedicat studierii modelul optim de structuri FOS prin opinii personale. Nu mai insist pe acest capitol. Paragraful 2.3, intitulat Doctrina pentru întrebuințarea forțelor pentru operații speciale din Armata Națională, este alocat prezentării decidenților politico-militare și în Moldova unui model de doctrină pentru întrebuințarea FOS. În cele patru capitole propuse, modelul de doctrină atinge principalele cerințe și standarde necesare unui asemenea document. Paragraful 3.3, Manual de selecție și antrenare a candidaților pentru structurile FOS, sunt demersurile științifice de completare a legislației care stă la baza funcționării optime a FOS. Sunt descrise și analizate standardele care trebuie să stea la baza selecției și antrenării operatorilor FOS. Acest capitol, bine susținut de anexe, se remarcă prin preocuparea autorului pentru a prezenta opțiunile sale în legătură cu elementele reușite din analiza privind selecția și antrenarea viitorului operator. În ceea ce privește concluziile și propunerile, vin să argumenteze temenicia unui demers științific care este expresiv privind competența și apetența pentru cercetarea autorului. Structura și conținutul lucrurilor sunt echilibrate, doctorul reușind o elaborare științifică armonioasă în care scopurile și obiectivele fiecare direcții de cercetare au fost atins. Suportul metodologic al lucrării. În scopul elaborării cercetării cadrului normativ în materie de organizare și întrebuințarea forțelor pentru operații speciale în război hibrid, autorul a recurs la un set de metode, precum metoda empirică, observația evoluției domeniului cercetat, metoda inducției și deducției, raționamentul logico-inductiv de tip istoric, analiza strategiilor, conceptelor, principiilor și teoriilor, precum și rațional. Pentru logico-deductiv, pornind de la caracteristicile generale recunoscute de identificare a caracteristicilor specifice. Metoda cognitiv-structurală, compararea diferențelor, au permis elaborarea unui scenariu operativ tactic de întrebuințarea forțelor pentru operații speciale, dar și o variantă de reorganizare a acestora în Republica Moldova. În proces de elaborare a cercetării, autorul a apelat la utilizarea unui set de metode și tehnici care au permis realizarea studiului cu referire la esența, caracteristice și modul de manifestare a războiului hibrid. Astfel, în scopul efectuării cercetării, autorul a recurs la utilizarea și combinarea metodelor teoretice și empirice de natură interdisciplinară,
care au permis elaborarea unui studiu complex, complet și relevant în ceea ce privește posibilitățile manifestării războiului hibrid pe teritoriul Republicii Moldova, cercetând și oferind noi soluții mai mult decât pertinente pentru contracarare. Autorul a recurs la utilizarea metodei analizei sintetice, care a făcut posibilă formularea concluziilor și recomandări. Valoarea științifică a rezultatelor. Teza de doctorat elaborată de domnul Octavian Dacin este o lucrare valoroasă, în opinia mea, de actualitate și perspectivă în domeniul științei militare. Noutatea științifică care tot obținută constă în justificarea nevoii de a studia problemele care au fost pentru dezvoltarea unui astfel de structură. Tema tratată se înscrie în efortul general al cercetării științifice pentru realizarea unor clarificări conceptuale și procedurale privind aspectele specifice rolului structurilor de forțe speciale în modelarea mediului internațional de securitate. Pe parcursul lucrării, doctorandul a făcut o analiză integrată a datelor și informațiilor rezultate din sursele bibliografice studiate și din experiența practică profesională. A utilizat în cadrul tezei argumentații solide pentru a susține un punct de vedere original privind fenomenul studiat. Valoarea aplicativă a lucrării și importanța practică a lucrării rezidă din multitudinea de analize și idei expuse pentru a fi valorificată. Aportul științific și inovator al acestei lucrări va contribui la stabilirea și implementarea politicilor privind eficientizarea instruirii forțelor pentru operații speciale și pregătirea comandamentului în folosirea acestora. În privința implementării rezultatelor științifice, apreciez că teza de doctorat încearcă să acopere un gol evident în spațiul documentar care reglementează activitatea de forțe pentru operații speciale. Ea reprezintă o nouă abordare modernă și de analiză ce poate fi utilizată în organizarea și instruirea structurilor. Redactarea tezei și conținutul tehnic, elaborarea tezei de doctorat de către domnul doctorand Octavian Dacin s-a făcut respectând exigențele ANCES prin elaborarea tezelor privind elaborarea tezei de doctorat. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. În literatură de specialitate autohtonă, lucrarea reprezintă o cercetare de actualitate asigurată de caracterul său de originalitate, care este dat în primul rând de abordări și opinie personală a autorului. Preocupa permanent ca demersul său științific să aibă consistență, credibilitate și, în mod deosebit, finalitate. Concluzii. În ansamblu, teza domnului Octavian Dacin, cu tema modalități de organizare și întrebuințare a forțelor pentru operații speciale în războiul hibrid, este o lucrare valoroasă de calitate și perspectivă în domeniul științei militare, constituit totodată o contribuție însemnată pentru clarificarea tehnico-metodologică a terminului privind utilizarea forțelor pentru operații speciale în medii tot mai des schimbătoare și complexe. Pe parcursul lucrării, autorul a utilizat o argumentație solidă pentru a susține un mod de vedere original privind fost, a făcut o analiză integrată a datelor și informațiilor rezultate din sursele bibliografice studiate și din experiența practică. Totodată, în formularea concluziilor și propunerilor, dovedește capacitatea doctorandului de a analiza și prezenta unele soluții pe care le consideră necesare în realizarea unor viitoare activități de așezarea problematicii și fost în sfera preocupării majore ale factorului de decizie politico-militară. Caracterul pronunțat de explorator al lucrării elaborate de domnul Octavian Dacin, fundamentele conceptual-metodologice ale întregului demers științific și valoarea practică și aplicativă a soluției propuse, vin să susțină afirmații de mai sus. Prin prezenta teze de doctorat, autorul a dorit să ofere o perspectivă realistă asupra rolului fost și să convingă prin argumente prezentate, precum și expunerea logică și academică. Lucrarea poate fi valorificată imediat în procesul de învățământ și de pregătire a cadrelor. Astfel, apreciind aparatul științific complex și bibliografie extinse, utilizată în lucrare, noutatea științifică, originalitatea și profunzimea discursului științific din teza de doctorat modalitatea organizării și întrebuințarea forțelor pentru operații speciale în războiul hibrid, consider că autorul ei, domnul Octavian Dacin, merită să îi se acordă titlul științific de doctor în științe militare, specialitate 581.01, artă militară.
Am terminat. În continuare, având în vedere că s-a terminat sesiunea de prezentare a referatelor, sesiunea de întrebări, răspunsuri și celelalte prezentări, rog audiența să lase comisia de doctorat pentru a vota calificativele. În mod normal trebuie să ne retragem, având în vedere situația actuală, rog administratorul să rămână în direct numai membrii comisiei. Să mă anunțați când pot anunța, citi rezoluția. Da, desigur. Da. Domnule președinte, cred că este deja să dăm citi rezoluției. Vă mulțumesc. Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru Cel Bun, Școala Doctorală, Științe Militare și de Securitate Națională. Rezoluție de evaluare a tezei de doctorat și atribuire a calificativului. 30 martie 2022. Municipiu Chișinău. Comisia de doctorat formată prin hotărârea Consiliului Științific al Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru Cel Bun din 6 octombrie 2021, în urma rezultatelor susținerii publice de către domnul Dacin Octavian, a tezei de doctorat în științe militare la specialitatea 581.01, artă militară cu titlul Modalități de organizare și întrebuințare a forțelor pentru operații speciale în războiul hibrid, din data de 30 martie 2022, a concluzionat următoarele. Teza de doctorat în științe militare cu titlul Modalități de organizare și întrebuințare a forțelor pentru operații speciale în războiul hibrid, proiect de lucrare științifică respectabilă întrunește exigențele conținut și de formă stabilite. Principalele teze și concluzii au fost discutate în cadrul conferințelor științifice la care autorul a participat, iar altele au fost reflectate în publicațiile lui științifice. Rezumatele prezentate conțin principalele idei, concluzii și recomandări ale tezei. Teza corespunde cerințelor înaintate de acte normative în domeniu. În procesul de evaluare a tezei de doctorat, fiecare membru al comisiei a atribuit propriul calificativ pentru fiecare criteriu stabilit și în rezultatul calculului pentru fiecare criteriu s-a obținut media și calificativul general al tezei de doctorat după cum urmează. La criteriul 1, noutatea și originalitatea lucrării. Descrierea inter- și multidisciplinară, abordarea și caracterul inovativ, creativ al lucrării, formularea unor noi teorii, concepții, principii, teze, idei, metodologii, instrumente, metode, etc. S-a acordat calificativul foarte bine. Criteriul 2. Suportul metodologic al lucrării. Conceptualizarea ideii de cercetare, scopul lucrării, problemele de cercetare, descrierea bazei empirice a abordărilor, metodelor tehnice și procedeelor, calitatea datelor, nivelul verificării abordărilor metodologice experimentale, s-a acordat criteriul foarte bine. Criteriul 3. Relevanța științifică a rezultatelor. Generare de noi cunoștințe, rezultate relevante, valoarea rezultatelor științifice raportate la cele de nivel internațional, discutarea rezultatelor obținute, rigoarea intelectuală, coerența argumentelor, coordonanța dintre concluzii, recomandări și rezultatele obținute, corelarea rezultatelor în cadrul teoretic al cercetării, s-a acordat calificativul foarte bine. Criteriul 4. Redactarea tezei și conținutul tehnic cu
conform cerințelor stabilite prin regulamentul și formularul tip al școlii doctorale, s-a acordat calificativul foarte bine. Criteriul 5. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. S-a acordat calificativul foarte bine. Calitatea susținerii publice. Foarte bine. Publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice. S-a acordat calificativul foarte bine. Total, calificativul general al tezei de doctorat, foarte bine. Având în vedere cele constatate, Comisia de Doctorat a hotărât atribuit teze de doctorat în științe militare a modalităților și de organizare și întrebuințare a forțelor pentru operații speciale în război hibrid, elaborate de domnul Octavian Dacin, calificativul foarte bine. A propus a se acorda titlul domnului Octavian Dacin de doctor în științe militare la specialitatea 581.01 artă militară. Semnează președintele Comisiei de Doctorat, Costinel Nițu, secretarul științific al Comisiei, doamna Svetlana Ciobotari. În continuare, rog doctorandul dacă are câteva cuvinte de spus. Stimați membri ai Comisiei, stimate conducător științific, vreau să aduc sincere mulțumiri pentru aportul și sugestiile și propunerile dumneavoastră în susținerea apărării tezei mele de doctorat cu titlul Modalități de întrebuințare a forțelor pentru operații speciale în războiul de tip hibrid. Vreau să aduc mulțumiri pentru aportul și pentru munca dumneavoastră depusă în studierea tezei de doctorat, în studierea rezumatului, în cerințele puse în fața mea pentru a redacta teza pentru ca să devină o noutate științifică și să devină un suport metodologic pentru activitatea de mai departe și pentru predarea temei date în instituțiile superioare de învățământ la studii de licență, masterat și doctorat. Vreau să aduc sincere mulțumiri producătorului care a avut răbdare și a avut îndrăzneală. Acest proiect, această rezoluție, da, trebuie să fie votată de către toți membrii Consiliului și respectiv să fie spus punctajul, da? Total, care a fost, domnul președinte, vă rog. Deci supunem rezoluția de oferit, cred că e unanim votată, nu? Ridicăm mâna pentru a valida rezoluția. Și care este punctajul total? Dar nu am înțeles, acest lucru este în afara Comisiei. Da, sunt să vorbim mai mult. Da, cu ce să vă răspund rezoluția care este. Comisia. Da? Da, rezoluția a fost realizată pe baza deja opțiunilor exprimate de noi. Da. Și acum votăm acest proiect. Decizia aceasta trebuie să fie votată. De cine? De către comisie.
Care comisie? A noastră. După ce noi am făcut-o. Da, ea trebuie să fie, după ce a fost dat știrea, ea trebuie să fie votată. Dar asta în afară, după ce am încheiat ședința. Ședința continuă. Acum, deci când s-a dat citire, acest proiect, da, noi trebuie să votăm, să-l validăm de către toți membrii Consiliului. Da. Da, vă mulțumesc mult, deci unanim votat. Desigur. Ne puteți comunica și nouă? Pentru că noi nu vedem ce să votez. Rezoluția care a fost dat citire. Bun, deci a fost votată pentru a fi înaintată Agenției Naționale de Asigurare Calității în Educație și Cercetare, da? Da. Mulțumesc. Deci, vă mulțumesc foarte mult și în continuare în studiile în domeniu care a fost înaintat spre cercetare, voi trebui să țin cont de toate doleanțele, de toate cerințele și criteriile care au fost înaintate de dumneavoastră pentru cercetarea științifică de mai departe. Deci vă mulțumesc pentru susținere și vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim și vă dorim succes. La revedere, vă dorim succes. Declar închise lucrările ședinței de astăzi, lucrările comisiei. Mulțumim. Mulțumim pentru participare, succes în continuare tuturor. O zi bună!